Salutare tuturor și bine v-am găsit la Curiosity. 147. Incredibil, Nu o să vă bine să credeți, dar 147 este oare număr prim? Radu. Oare e, oare nu e? Nu. No. Zice mm. Google. Nici azi. Data viitoare. Mai încercăm. Zice Google? Da. Mamă, uite ce memorie ai. Știi să folosești calculatorul? Nu. No. Ești ca toată generația asta de copii da, care știu exact cu calculatorul. Am și niște ponturi pentru cei care nu vor să folosească calculatorul. Știi okay. că îți explic mai încolo. Ajungem și la subiectul ăla. Bine. Așadar, astăzi avem Curiosity, ediție de post Black Friday. Apropo, voi ceva v-ați de Black Friday? Este întrebarea pe care o primim și noi. Radu, tu ce ți-ai luat? Nu am luat de Black Friday. Dar ce ți-ai luat? Știi, sonorizant, auto... Mm. A, de când conduci? Folie din aia, știi? Ok. Și niște boxe cu un magnet mai mare, pentru okay. că alea sunt deja din carton uzat. Mm -hmm. Diverse chestii de-astea micuțe. Bravo. Să avem un video foarte mișto pe Cavaleria, sau poate chiar aici. Nu, sau pe Cavaleria, poate. că aici, 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 nu, aici nu mai sunt mașini. Mm -hmm. Despre cum se pune, cât, de ce, okay. pentru ce. Abia aștept. Uh, Felicitări pentru cumpărăturile tale. Thank you. După ce am văzut materialul lui Radu de pe Cavalerie, de pe canalul de YouTube cu, cu recomandările de Black Friday, mi-am seama că nu e caz să mai fac și eu încă una, așa că vă încurajez să mergeți acolo să vedeți. Deci ce anul acesta am fost destul de frugal când vine vorba de cumpărături? Eu mi-am luat ce la Tarom. Bravo, l am văzut și eu și mi-am dat seama că, deși aș, aș ar, ar, fi fost poate utile... Sunt. Pentru că sunt și pentru interne și pentru externe. Mi-am luat am văzut... un abonament la de curse interne de întors și mi-am luat câteva voucher în alea pentru curse internaționale. Da, și practic tu, dacă îți iei biletul... Mult. Cum? Tu chiar călătorești mult. Nu, dar dacă călătorești măcar o dată pe lună, se adună 12 zboruri de întors pe an. Păi da, dar eu nu călătoresc nici măcar o dată la șase luni cu avionul, cu tarom. Deci n-am avut... Uh... Dar de unde A, Ah, ok. Bine. Mai depinde câte treabă ai tu, că de, tu de cea mai multor dacă ajungi să călătorești, călătorești că te forțezi eu. da. Un pic. Eu. O leac. Munca. Munca. Câteodată ne și place. Uneori, nu în da. ultima vreme. Da. Și atunci, de acest Black Friday cam asta ne-a luat, dar, 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 și acum trebuie să facem o mică plasare pentru GB.ro, unde avem inclusiv aceste Twinkly Squares pe care vi le recomandăm cu tot sufletul. Și aceste Twinkly Flexuri pe care iarăși vi le recomandăm, este cea mai mișto bandă LED pe care am să o pun acum, punct, gata, nu mai există altceva. Cea mai tare bandă din deci istorie. Nu, mai cum. Pentru că nu poți obții efectul ăsta pe care l-a pus Radu în spate cu Orice altă bandă LED de pe piață. De aceea este și ceva mai scumpă, dar este de cea mai bună calitate și are un soft care chiar funcționează. Nu că nu poți să faci chestia asta, nu poți să faci nimic similar cu asta, cu nicio bandă LED. Uh -huh. Nu poți să faci ceva de genul ăsta, cu nicio bandă LED. Uh. N-ai cum. Sau, cum. sau stai, stai că mai avem. Deci avem niște chestii aici. Deci stă mintea în loc. poftim, uh. Aurora așa, da. Îmi place. O lăsăm așa. Hai. Așadar, suntem în sezonul ăla de beculețe, unde de la Twinkly avem inclusiv instalații de brad, că oamenii caută deja, avem perdeluțe, avem aceste square și avem aceste flex. Dacă vrei cele mai deștepte beculețe de sărbători, la noi sunt și am mai spus-o și pe live-ul de Black Friday, unde vă mulțumim apropo că v-ați uitat în număr atât de mare, more is more. Când îți cumperi beculețe de la Twinkly, cu cât mai multe squares și mai multe, mai, mai multe leduri în instalație, o să poți să mapezi chestii de felul ăsta pentru că ai nevoie de pixel pentru a obține o imagine. Eu am încercat inclusiv să scriu cuvinte pe perdeluțele alea, trebuie să depășești 600 ca să înceapă să vadă. De aceea, la noi pe pgb.ro, o să găsești în general cel, de cele mai multe ori variantele cu mai multe beculețe ca să obții efectele astea spectaculoase, pentru că inclusiv filmulețele de prezentare sunt cu foarte multe beculețe, da? Deci nu sunt chiturile de bază. Da. Uh, apropo, vreau să vă mulțumesc că ați făcut comenzi în număr foarte mare și ați reușit să ne lichidați stocul la anumite produse. Este o premieră pentru noi. Uh, Aseară, cu ocazia asta, acum două seri de fapt, să zicem, uh, dacă vă uitați sâmbătă, am și inaugurat oficial magazinul. Uh, și uh, o să reîmprospătăm încă de săptămâna viitoare stocul de Ledger. Mai avem Nano X pe stoc și Nano X Plus sunt deja pe drum pentru cei care au făcut uh, precomandă. Uh, ne bucurăm că aveți încredere să cumpărați de la noi și uh, vă putem confirma că suntem, uh, cum ar veni, uh, distribuitor direct, adică nu avem intermediar. Uh, avem o relație directă cu cei de la Ledger, așa că vă mulțumim pentru încredere și puneți-vă uh, seed phrase-ul în siguranță cu un CryptoDots pe care îl avem acolo. Să încercăm să facem și niște chituri combinate între CryptoDots și Ledger uh -huh. și să vă puneți cheile în siguranță pentru că a fost, una, uh, a fost o săptămână catastrofală pe Cripto, și cred că și din cauza asta sau datorită acestei catastrofe ne-au crescut și vânzările de Ledger. Sau poate oamenii au văzut că sunt oferte foarte bune la Black Friday și au decis să se mai scoată din cripto, oricum nu au făcut mare profit până acum și să i cheltuie pe poate că da. plac. Există și această probabilitate, dar vom vedea dacă se adevărește undeva pe 20 și ceva noiembrie că vine Black Friday în Statele Unite. Apropo de chestia asta, nu știu dacă ați observat, dar noi ne-am uitat pe la prețuri și mie mi-a stat mintea. Și acum hai să vorbim foarte scurt despre Black Friday, vrei? Uh, mă uitam... Întreb în, în schimb pe oameni o chestie. nu uh, știi că asta era un, un, o idee mai scumpă când am văzut noi. Da. Um, cam asta ar fi prețul pentru o bandă de 3 metri. Dacă vi se pare, ați cumpărat așa ceva? Să o aducem pe GB? Hmm? Poate ne lăsați în comentarii acolo. Ok. Da, este sensibil mai scumpă decât o altă bandă, dar efectul e deja în clipul de aici, din descriere. Exact. Exact. Deci, m-am uitat la ofertele de Black Friday, m-am uitat încă de ieri la oferte Black Friday, foarte puține chestii convingătoare, v-am arătat o listă de produse de peste 100 de bucăți pe care am încercat noi să le emitem în live-ul ăla pentru că ne-am concentrat mai mult pe produse decât pe magazine. Dar după ce ne-am uitat, ne -am uitat la ce ofertă a mai apărut peste noapte și până de Black Friday, Vă să întreb dacă ai văzut totuși ceva care chiar a fost cu adevărat redus, pentru că senzația mea este că reducerile au fost foarte, foarte mici anul ăsta. Bine, noi n-am făcut reducere, reducere față de Black Friday, de... apropo, da. dar avem produse la care, fără ca noi să fi făcut reducere, suntem mai ieftini decât unele produse reduse pe alte site-uri. Da, s-a întâmplat și chestia asta, pentru că prețurile au crescut în ultima vreme și au crescut uh, cum, cumva organizat pe majoritatea site-urilor. A fost un minim de 15% și un maxim de 100% la unele produse. Uh. Uh, și mă refer la, nu la excepțiile de la regulă, ci la chestii generaliste, la mai multe uh -huh. produse. Și. Um, se păstrează acei 15%, adică produs care costa 650 de lei la Black Friday anul trecut, acum este undeva la 800 de lei, deci Man. 15% mai mult ca să uh, ajungă inflația. Și aici mă refer la produsele care, nu știu, un, un epilator, mi se pare, care are o durată de viață de 3-4 ani de zile. Ok. scot ăștia modele noi fiecare an, ca la telefoane. La telefoane mm -hmm. e greu de observat uh, lucrul ăsta, pentru că sunt într-adevăr multe telefoane, iar televizoarele și-au păstrat prețul același preț de un an de zile. Nu prea au, au variat la el, Da. poate au fost ceva mici oferte cu câteva bucăți, poate da. sunt unii dintre voi care au prins chestii de genul ăsta. Mi-a dat Andrei Brătucu, că el era în căutare de televizor mare <coughs> și a găsit, spre mm -hmm. exemplu, un OLED de la Hisense la 5400 de lei, dar să-i pui za stocul, era pe 65 de inch. Asta este 1000 și un pic de euro pentru 65 de inci OLED 4K, nu e în preț rău. Da, nu e în preț rău, corect. Și totuși e 65. Da. Că diagonala contează. Uh, și atunci, un, genul ăsta de ofertă mai e greu de găsit. Îți dau link Dacă Andrei și-a luat, uh, mi se pare recent, un PlayStation 5. Uh, da. Care nu cumva e capabil de un high refresh rate. Ba da? Nu l-ar ajuta un OLED cu high refresh rate. chiar ar fi util. Probabil. Dar okay. uh, cu limitarea asta de buget, uh, na. Deci ne-am uitat și după televizoare, toată lumea a vânat uh, chestii cu adevărat reduse, dar nimic care să mute munții. Dar, ai văzut vreo reducere nea Nu, mm, și am intrat uh, foarte devreme, pe la șapte și un pic. Ok. Adică exact când s-a dat drumul. Ok. Și n-am văzut nimic, poate nu mai a tentat pe mine ceva în mod deosebit, mm -hmm. dar n-am văzut ceva cu adevărat interesant pe mag. Ok. Uh, uite, spre exemplu, am observat un lucru de că au revenit. la uh, un moment dat dispăruseră voucherele de la Tarom de pe, de pe Mac, vorbeam mai devreme. Da, au, 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 la produsă surpriză, apropo. La produsă surpriză, dispăruseră, acum au reintrat uh, la momentul la care înregistrăm noi. Am păi na, să fiind câte... voucherele, probabil au, avut o discuție între timp cu Tarom și a zis, mai băgați ceva, că vă că merg. Ok. Dar în rest, nu știu, am văzut, spre exemplu, ceva pentru prepay-uri, șase luni la un preț mai mic la Vodafone, DJ a mai făcut niște reduceri bune acolo. Una peste alta, nu cred că vom avea... Uite, benzina a fost? Benzina n-am văzut, dar ce mi s-a părut cu adevărat interesant, mm. pentru cei care au nevoie pe lângă pachete din astea de sănătate uh -huh. și anumite tipuri de consultații și de servicii medicale sau yeah. de înfrumusețare, uh -huh. care într-adevăr o vor reduce. Am văzut un set de epilare definitivă pe la vreo 3.500 de lei. Uh -huh. Chestiile merg pe la vreo 7, 8, 9, 10.000 de lei. Okay. Epilare definitivă adică 8 ședințe. Timp de jumătate de an te duci o dată pe lună yeah. și... Uh, rezolv cu părul. Uh, chestii, nu știu, uh, remeneuri, lucruri de genul ăsta... Da, remeneul la, whole, preț. Body, uh, la da, remene whole body, la 3.000 de lei Da, și whole body... Care este util, dar apropo, remeneurile whole body nu sunt de înaltă rezoluție, nu o să-ți arate, nu o să-ți confirme dacă ai o problemă în sănătate, ci doar o să vadă chestii suficient de mari. Da, dar uite, CT-uri, de exemplu, bine, un CT localizat e vreo 300 de lei. Asta da. era 300 de lei da. redus la 50%. 50%. Și alte chestii de genul ăsta pe care poate ar vrea să vă uitați pentru că le consider un pic mai utile decât un produs fizic. Da, uite, așa uite, este. Men, check-up essentials, VIP, medic cover, o persoană. Asta e în ploiești, în mai multe orașe. Adică să-ți faci o verificare completă la un preț mai mic, dați un telefon. Hai să zicem, dar mare atenție însă ce servicii include pentru că de foarte multe ori te trezești că ajungi la recepție și dacă ai nevoie de anumite chestii de analiză de sânge. Da, sunt o majoritatea să, să, să te facă să intri pe ușă. Și după aceea o să te adauge chestii. Am mai văzut aur, care de data asta pare că s-ar fi vândut față de anul trecut. Mm, mm? Da sau nu? Da de sau știu. nu? Ok. E încă prea mult aur. Și aurul, apropo, este în scădere pe piața <coughs> internațională da. de luni de zile, dar la capitolul mașini mi-am pus mâinile în cap. Și acum hai să o spunem ah, pe șleau. Da, am uh, ofertele pe care le-am găsit la mașini nu sunt oferte. Nu sunt reale. Adică am văzut foarte multe avansuri pentru mașini cu livrare nu știu când, la niște prețuri exagerate mari. Și acum aș vrea să vă întreb pe voi ce, cum, cum vi se par următoarele prețuri. Țineți-vă bine. Cred deci că am ajuns la închiriere auto. Nu, nu, nu. Partea de închiriere nu o comentez pentru că este o piață volatilă. Eu cred că o să scadă prețurile la vară. O să ții iei voucher de acum pentru la anul nu cred că e o idee bună. Piața de, de construcții de auto își revine peste iarnă, o să o să ajungem la zi cu mașinile. Rentă carul trebuie să revină la prețurile alea la Logan, să ajungem sub 20 de euro pe zi. Da. Uh, și la o mașină uh, economy te să ajungem la 40, inclusiv în străinătate. Dar hai să vedem ce înseamnă o mașină nouă în 2022 de Black Friday. Țineți-vă bine. Și nu, mă, nu, nu o să vorbesc despre mașini foarte scumpe, deși eu o să ajung și ele. Vreau să încep cu un Ford Kuga Titanium, cu motor de 1.5 EcoBlue 120 de cai care este cică redus de la 35.000 la 30.000 de euro. Unde le găsi? Uite aici. Deci Cuga 1. Cuga. Sau uh, m-a surprins însă cel puțin la fel de tare că le-a amestecat -am temagul -am la mine că nu sunt în aceeași ordine. Probabil. Probabil. Uh, am mai văzut, spre exemplu, Uh, și Iarăși, nu știu cât de ok este Și nu știu cine ar fi dispus să dea bani pe așa ceva Am văzut un Focus Cu motor de 1 litru A, da, uite 1.0 tech La 25.000 da Cum poți să dai pe un, un, o mașină Cu motor de 1 litru 25.000? Noi avem o mașină cu motor de 1 litru Și o mașină micuță Dar trebuie hmm. să ții un Focus cu motor de genul ăla Adică E o mașină care la drum lung Vă spun din experiență consumă undeva la 15 litri la sută pe autostradă. Da, pentru că e un motor mic care va fi chinuit. Însă, cât ar de să costă un Lexus? Adică Lexus este un brand premium, dar da, nu este dar un nu brand 90 de lux. De mii. Nu 90.000, l-am văzut și eu. Nu, nu, pardon. 133.000 133.000 133 redus de la 142.000 de mii. De mii, un Lexus ales President Wood cu motor de 3.5 V6 300 de cai, Sonic Titanium. 133.000 de, de euro pentru un Lexus. Mă, serios, la banii ăștia poți să-ți iei multe alte mașini. Puteai să-ți iei oricum multe alte mașini și aș putea să continui, spre exemplu, cu un Volkswagen T-Cross, 22.000, dar cum a ajuns un BMW X5 M cu motor V8 de 4,4, 625 de cai a, să coste 165.000 de euro ca să fie redus la 125.000 de euro? Ce să vezi, Lexus ăla nu poate fi configurat pe Lexus.ro. Nu astăzi. Păi nu, este o singură bucată adusă probabil pe comandă specială și probabil, probabil, nu știu cineva, nu a vândut-o, s-a fost doar expusă. Ok, este ok să mai există ediții de genul ăsta, o mașină cu o dotare mai specială, dar întrebarea este, suntem siguri că o mașină trebuie să coste atât de mult? Pentru că acest X5M cu pachete de 4,4 nu este un M. Și mi amintesc că un M5, spre exemplu, full, era 80 de mii. Uite-l pe autovit. O să 138.000 față de 133.000 de Black Friday. Asta e de pe Autovit. Asta e o mașină care a fost comandată și n a fost vândută. E nou-nouță, probabil. Ok. Și au uh, acum vor să scape de ea, pentru că, într-adevăr, e greu să scap de așa ceva. Foarte greu să scape de așa ceva. Uh, probabil cineva a dat un avans. Așadar, la mașini nu am văzut nici măcar o ofertă convingătoare. Pentru că mașinile uh, de la orice marcă Mașinile entry în brand, cum ar fi un seria 3 uh, cu un motor de 1.6 uh -huh. sau un seria 1, uh -huh. un seria 2 sau un C-class, un A-class, un uh, Audi A3, un Audi A4, uh, mașinile, să zicem așa, mai de volum, sunt greu de găsit. Adică, uh, uite, pe exemplu, la BMW ziceam de un seria 3, pe am găsit doar seria 5, 540D, o mașină diesel cu motor de 3 litri, 76.000, redusă de la 98 unde e valoarea? Pentru că înțeleg că este, o listă, este un short, să zicem așa, este lipsă de automobile, dar uh, prețurile la care se vând sunt exagerate. De ce zici de această Skoda Octavia RS la 42.000 de euro? Se pare un preț ok pentru Skoda Octavia RS? Eu nu știu care este prețul, chiar te întreb. Mă, nu știu nici eu prețul exact. Dar mi se pare, uite, mai apropiată uh, de realitate, din păcate... Și stai că scrie avans. E doar avansul de 2.000 de lei pentru o Ai, mașină e, care va costa de 42 de 42.000. Acum nu știu când va fi livrarea. Am mai este un Stelvio, un Alfa Romeo Stelvio, dar cu motor de 2 turbo, nu este versiunea aia cu uh, quadrifolio, care e 54 de 54.000. Iarăși, m-am uitat un pic la prețul la pentru că chiar eram curios uh, dacă uh, și ce și așa mai departe și... E un moment foarte prost să cumpere o mașină acum pentru că toți producătorii în 2022 au mutat, au luat piesele și le-au pus pe mașinile cu dotări superioare, mai scumpe. 37 .000. de când e chestia asta? La Porsche. 32 prețul brut. Fără opțiuni. Ok. Preț total opțional e 5 Sincer, 42. Redusă la 45. Eu cred că în momentul acesta producătorii, pe măsură ce stocurile încă mai întârzie să fie, să zicem, reumplute, vor fi umplute peste iarnă, vor ajunge la zi cu producția, încă mai țin cu dinții de a da mari la automobilele existente. Deci la partea de mașini aș sări, în niciun caz, nimic important acolo. Însă m-am uitat, spre exemplu, puțin de mâncare. M-am uitat, spre exemplu, pentru... am găsit sfert de porc tranșat, la niște prețuri care, hai să zicem, ajunge carnea de porc la vreo 13 lei, nu era un preț rău. Detergenți și alte asemenea, prețurile sunt oricum competitive tot timpul anului acolo. Da, m-am uitat apropo de curiozitate, făceam o speranță că vei găsi în magazine de bricolaj, cum ar fi, soluția asta de curățat și când te uiți pe mag sunt cu 10, 15, 20% mai ieftine. Ok. Pe mag. Da. sau în alte magazine online, că mai este și Altex și este și Flanco. În da. Și Altex și Flanco vin vând inclusiv detergenți și uh, accesorii de mașină și o grămadă de alte chestii. Da. Așa este. Încă și din minte că Altex și Flanco erau doar pentru electronice și electrocasnice. Mai nu toată lumea vinde orice și asta nu este neapărat o problemă, este ok, este loc de competiție pentru toată lumea, de important să... este ca de obicei vă recomandăm, indiferent de ce sezon de reduceri este, să aveți produsele voastre în lista de favorite sau în coș, astfel încât să le găsiți ușor acolo și uh, se aplică aceeași regulă cu să nu te duci flămând la hipermarket exact. și să nu cumperi din impuls, astfel încât să cumperi doar ceea ce trebuie. Eu nu cred că vom vedea recorduri de vânzări anul ăsta, deși uh, magazinele vor da niște cifre interesante. Eu cred că au mai venit și alți oameni pe internet care vor face cumpărături, poate care până acum poate n-ar fi cumpărat, au început să vină tot mai mulți oameni uh -huh. pe comerțul online și asta este iarăși foarte bine. Vă încurajez să vă învățați rudele, să folosească uh, online shopping-ul, pentru că este mai bun, este mai sigur, este mai ieftin, are, are o mulțime de avantaje. Din păcate, însă, e un an în care vin mai mulți oameni uh, pe, către comerțul online, însă avem inflație și avem în continuare lipsă de, marfă pentru tot ceea ce poate ne-am dori. Dar cam atât, da? Cam asta despre, rapid despre Black Friday. M-aș bucura foarte tare să vedem totuși mai jos la comentarii să ne spuneți voi ce v-ați cumpărat. Dacă ați văzut voi un deal bun, nu este încă târziu, tot weekendul vor mai fi reduceri. Dacă ai văzut ceva foarte interesant, lasă-l aici în comentarii, o să-l vadă și alții și cred că e ok. Uh, am, văzut niște comentarii legate de modul cum fac eu curat la mine în casă, cum oamenii ziceau că nu se poate așa ceva uh, și le recomand din nou să-și facă curat full în casă. Știu că devin subiectul total, de, de, așa de mai am să aminte și în stătea aici pe care. Așa. Uh, faci curat complet în casă cu ce vrei tu și după aia ai toate soluțiile și le bagi în dulap undeva. Îți iei un bidon din ăsta de 10 litri, două fâs din alea și o să vezi că nu mai ai nevoie de nimic altceva pentru că se șterge. Detergent, un pic de alcool și apă. Okay. Cu, 50 de lei, cu 55 de lei, 6 luni de zile faci curat în casă. Ok. Nu merge și la spală, parbrizul, la, la, orice, parbiz, la orice. Merge la orice. Este impecabil pentru parbriz, pentru că este într-adevăr de uh, uh, geamuri suprafețe. și alte suprafețe. L-au rebrânduit, pentru că CNN era doar lichid de uh, geamuri până acum. Mm -hmm. Și acum clear. Exact. Deci cu 55 de lei uh, am lichid de parbriz, ok, și are cât alcool colonial. Um, undeva la 1% sau 2%. Nu, e alcool izopropilic. Ah, ok, dar e puțin. Păi uh, e suficient. Păi nu, ca să nu înghețe la iarnă. Mai adăugăm niște alcool ah, etilic. Pentru, pentru, stai, pentru rezervorul de geamuri? Da, da. mai poți să adaugi niște alcool etilic. Ok. Uite, dar asta există, a, pentru, pentru geamuri există varianta asta, care e pentru iarnă. Ale uh, de la care? La austriece, nu? Da, alea austriece. Stai că acum trebuie să... Nigrin. Da. Nigrin. Ok. Cred că minus 60 de grade. Și Sonax. Asta nu, mai, 10. nu, mai, nu mai sunt suficient de pe stoc. Nu, că am zis geamuri. Să dau parbriz, Uite Aha. aici. Asta. Ia uite -l. Asta e la minus 60 de grade în, în varianta neconcentrată, uh, minus 30 uh, unul la 2, 10 litri și minus 5 pe minus 10 dacă da. faci 15 litri din el. Bun. Dacă mai vreți și alte ponturi despre cum să cumpărați inteligent chestii mai, uh, cum să zic, la prețuri de, de, bun simț. Că nu cred că este o idee bună să nu ducem după chestiile cele mai ieftine. Am văzut, pe exemplu, și produse de slabă calitate, uh -huh. reduse care, într-adevăr, par așa un chilipir, pentru că sunt ieftine. Uh, e, atrăgător atr să te duci după așa ceva, dar întrebarea este la sfârșitul zilei cât o să te țină, pentru că ne cumpărăm chestii pe care, de care să ne putem folosi suficient de multă vreme cât să scoatem înapoi valoarea pe care am băgat-o în ele. Yes. De acord. Bun, depășim momentul Black Friday, dar vă promitem că pe GBRO să mai avem ceva campanii de reduceri un pic în perioada următoare, însă prețurile deja pe care le vedeți, noi le ținem jos încă de la început și cam asta este marja pe care o putem susține și asta este adevărul, asta este cât se poate de sincer. Dacă vedeți, mega reduceri vor fi la produse puține, de obicei și când vom face și noi și vor fi pe termen foarte scurt. Așa funcționează comerțul online, au fost scumpe containerele peste an, abia acum încep să se ieftinească containerele, dar Marfa rămâne încă continuare un pic scumpă, mai vine încă un val de gripe, nu doar de COVID. Nu <fie> știu că știi, dar jumătate de prin elevii din școlile din România sunt un pic pe, ac pe acasă, Ariana <fie> mea are și ea de vreo două, trei zile o răceală. Ariana, Andrei, Ioana, uh, ce mai mai tu și aici, este sezon de așa mei, ceva și nu se întâmplă doar la, la noi, se mai întâmplă și prin fabrici. Da? Și atunci gândiți-vă că... Uh, tot, tot acordeonul ăsta care s-a strâns peste an mm. din cauza cererii foarte mari, se va extinde din nou în iarnă. Da? Așadar, răbdare. Dacă vreți televizoare ieftine, dacă ați găsit ceva bun, bravo vă! V-am dat un exemplu, dacă nu v-am mai spus prin ianuarie, electrocasnice mari la fel, pentru că sunt echipamente care necesită mult spațiu în container, mult spațiu în container, și atunci ai greu să găsești o reducere, chiar dacă ar încerca cineva să o ofere. Iar la partea asta de electronice mici, din nou, până când ajunge la zi industria chipurilor și alte asemenea, va mai dura. Acolo, acolo Perfect, chiar mai durează acolo. măcar un an. Uh, și dacă toți uh, vorbim despre vești bune, să vă mai dăm o veste bună. Dacă ați avut stadia, vă puteți cere banii înapoi pe jocuri. Uh, da, am zis chestia asta. Uh, cei de la Ars Tehnica au menționat însă că începând de săptămâna asta începe. De Mi se pare genială poza. Adică cine a făcut-o? Ori Lawson. Vezi? Da, stadia foarte, care se foarte pe... foarte bine arată. <gânte> este, este genial. Uh, deci, o să fie uh, refunding-ul pentru cei care și-au cumpărat jocuri și uh -huh. chestii de genul ăsta, și da, vă fi niște bani care pleacă din conturile celor de la Google. Okay. Nu, nu e o problemă cu, cu, cu treaba asta, ca să spun așa. Uh -huh. uh, uh, intră în stadia și vezi care sunt și ca să-ți poți recupera. Eu nu am cumpărat nimic până acum. Uh -huh. uh, cred că nici m-am jucat deloc pe stadia. De când am făcut noi test atunci prima dată, cam asta a fost. M-am jucat eu o dată sau de două ori, dar ecosistemul nu s-a dezvoltat suficient de mult și atunci nu prea am continuat. Uh, Mențiunea pe care vreau să o fac este că o să găsiți în uh, descriere uh, și numele câștigătorului la controlul stadia pe care am promis noi că îl dăm acum ceva vreme da. uh, și selectat în mod uh, subiectiv de către George. Uh, o să îl contactăm uh, pe e-mail și o să i lăsăm numele în descriere. Eventual ne contactează de ei. G găsim noi o variantă să dăm unul da. de celălalt. Uh, singura problemă pe care avem este că Google, pentru a putea ca tu să folosești controlul de stat de al la altceva, te să-i un firmware update uh -huh. ca să meargă pe Bluetooth cu uh -huh. alte lucruri. Că nu l-am văzut să meargă cu altceva în momentul ăsta. Uh, nu, dar găsim noi o variantă. Ești sigur? Da, da, orice se poate. Ok, Na. ce? Cam asta este și partea de stadia. Așadar, dacă ați avut stadia printre cei care au încercat chestia asta. Uh, și hai să ne mutăm la o, o știre foarte interesantă despre smartphone-uri. Dacă smartphone-urile sunt ca mașinile, de ce nu le reparăm mai des? Întreabă cei de pe New York Times. Îmi place de cei de la New York Times pentru că merg cam în aceeași direcție în care am mers și noi. Uh, nu mai vorbesc neapărat despre uite ce tehnologie, ci despre cum să o folosim și cum ne ajută sau uh -huh. cum uh, ar fi mai bine să ne depărtăm de segmentul respectiv. Da. Mai am un articol foarte bun legat de camerele conectate la internet. Îți recomand să-l citești. Okay. În special Ring și Nest. Uh. Ei sunt cei mai mari, cei mai cunoscuți și au luat ca exemplu, ca să spun așa. Ok. Da. A acum, eu sunt utilizator de Ring, dar am vreo două, trei camere care nu pot fi reparate. Uh, da, și asta. Dar este... Articolul e mai mult despre ce informații și ce date au ei și pleacă de la faza că în San Francisco mi se pare că poliția acum are un acces mult mai, mai ridicat asupra camerelor de supraveghere chiar de la interiorul clădirilor, Opa. în caz de nevoie. Asta nu e și um, e cumva într o cum să zic, înțelegere și cu proprietarul camerei respective, dar și cu proprietarul cu producătorul camerelor respective uh -huh. și cu serviciul pe care îl folosește. Tocmai ca să reducă și mai mult crimele. Deși, deși statistic vorbind din anii 2000 de când s-a instalat în San Francisco o cameră pe toate străzile, publice, nu s-a redus foarte mult crimă. Criminalitatea, să zicem așa, așa, de stradă este într-adevăr relativ constantă și are mai degrabă o bază economică, nu ne exact. agresivitate. Acolo pur și simplu e multă sărăcie pe străzi, foarte mulți oameni homeless. E clima care permite oamenilor să se mute din alte zone ale Statelor Unite către sud și de aceea Los Angeles și California sunt atrăgătoare. Nu știu, uh, sper să nu vă ia prin surprindere chestia asta, dar ăsta e adevărul. Uh, este foarte greu să fii homeless în, în Chicago, sau în Seattle, sau în New York. Este... Uh, Moarte sigură iarna. Că undeva la 20% sau 15% erau cifre destul de mare, vehiculată. Adică că au, ori decedează, ori au probleme după aia în următorii ani. Din cei care sunt homeless în, în statele în care e foarte frig iarna. Frigul este un, un factor care accelerează și accentuează problemele cardiovasculare. Și asta se întâmplă inclusiv în clima noastră, în clima noastră temperată. Să vedeți că cele mai multe probleme de sănătate încep să se acutizeze, mai ales la cei în vârstă, în sezonul rece. Așa că nu este ușor să fii pe stradă în astfel de momente. Dar hai să revenim la smartphone-uri. Fără mișto, pot să le dau o recomandare? Hmm? Care chiar am văzut că funcționează. Hmm? Se numește Animal Flex. Adică? Sunt niște uh, suplimente. Animal Flex? Da, practic sunt vitamine dacă te uiți la compoziția lor. Animal Flex, da. E okay. câte două pachetele din ele pe zi, sunt mai multe tipuri de pastiluțe și vreo două, trei săptămâni trebuie să -ți ții tratament și după aia chiar observi. Nu mă tântă mai doar picioarele la vremea nasoală, nu mai mm -hmm. ai probleme când te ridici din pat, chestii de genul ăsta. Mm -hmm. Ok. Bun de știut. Ei vreo două luni, trei luni te oprești? Acum, creier? serios, în, în sezonul rece, înainte de iarnă mm -hmm. și în primăvară, până să dea firul ierbii, e bine să-i suplimente. Da. ajută. Da. Uh, de -aia, iarna mâncăm un pic mai gras, consumăm mai multe calorii, corpul nu să creeze căldură și așa mai departe. Uh, eu, eu iau constant uh, suplimente, dar nu merg toate, toate multivitaminele. Îmi dau mm -hmm. unele între ele și reacții ciudate, de aceea uh, sunt fan de spirulină, de colagen. Mm -hmm. de... Ah, colagen conține și Pe flexor, colagen, Colagen e foarte bun. Mănâncă zgârciurile de la carne, dacă exact. vrei colagen gratis. Exact, exact. Mănâncă niște vită bună din când în când, nu în fiecare zi. Ajută curcan. Uh -huh. Dar ronțe oasele alea, pe lângă oasele, zgârciurile. Zgârciurile sunt viață. Serios? Iați o, o mână de, cum le zice, o porție de dimineață de. Băi, și este atât de bune. Migdale. Bucățe, nu bucățele de, de, de. Provenința animală. A. Ce? Că pf, alea sărate, micuțe, puse într-o cutiuță pe care le găsești la ferma din sat. Nu șorici alea. Jumări? Așa, jumări. Nu, a, cam. o, să începi ziua cu niște jumări, aoleu. Nu se începi ziua. lei le când vrei tu. Fie, dacă Bă... vrei tu neapărat, e în regulă. Du-te și ea. Nu sunt, nu sunt mare fan de atât de multe grăsime, dar în sezonul rece merge. Mai ales dacă ai de lucru Aș afară. Te slană cu dacă te duci pe pârtie sau la lucru sau să spargi lemne... Ești o să slană. consum caloriile alea. Este slană cu ceapă. Da. Dacă ești tăietor de lemne, slană cu ceapă e pentru tine. Dacă stai pe canapea, nu. Am deviat mult nu. de la subiect. Eram la telefoane. Corect. Și acum trebuie să le întreții. Și cum Hai. acum trebuie să le. Uh, să se comporte ca niște mașini pe care le ții câțiva ani de zile, poate chiar mai mult. Uh -huh. Și sunt unii care țin telefonul 5-6 ani de zile. De acord cu ei? Ar trebui să. Telefon, telefonul se bazează pe software, mașina mai puțin. Ar trebui să primească capte da. de software mai des și telefonul, da. și ar trebui să fie mai reparabil. Cum spune și articolul aici, majoritatea dintre ele sunt construite în țări care pentru a, construi, pentru a face energie folosesc și de mijloace foarte poluante. Mm -hmm. Pentru că care sunt ieftine încă. Exact. Așa este. Bateria, la fel, ar trebui să poată fi schimbată mai ușor. Aici, bineînțeles, referința este la Apple, unde este cel mai greu să schimbi bateria. Uh -huh. Pentru că alte telefoane îți permit lucrul ăsta mai ușor. Și uh, studiu. Alea, de Andrei, e... în poza aia cu iPhone-ul mai sus? Ia, nu, de seamănă. E... Nu, 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 de seamănă. Ah, ok. Uh, Poți să fută de, uh, de Reuters. Un uh, studiu de la Consumer Report. Spune că majoritatea oamenilor, peste 50%, vor să-și repare telefoanele sau electronicele și electrocasnicele mici, dar de cele mai multe ori nu pot. Cum e, de exemplu, un prăjitor de pâine, pe care i-ai dat, hai să zicem, 90 de lei. Că nu te arunca la 100 de lei, că fac același lucru. Și ți-a mers 4-5 ani de zile, și înăuntru s-a stricat o amărâtă de rezistență. atât te Evident. Știi cum schimbai la reșou? Cumpărai rezistența în punguță și să o da. puneai așa pe reșou. Exact. Cam așa ar trebui să poți face și la acel prăjitor de pâine, dar nu? Va trebui să-l arunci și să cumperi unul la 120 de lei ca inflație. Uh -huh. Și uite, așa crezi foarte mult waste. Și în loc cum să păi... plătești pe cine, un, un om cu experiență, poate, aici la colțul blocului, să-i dai 25 de lei să-ți repare. Da. Zilele trecute am pățit chestia asta cu fierul de călcat, l-am zis la reparat. Un fir de călcat pe care îl foloseam de 10 ani de foarte bună calitate. O să zic și firma, pentru că puteam să-i recomand până acum. Acum o să. Le-am mai spus numele. Polti. Da, știu, am luat și eu. Vaporela era foarte bun. Da. Problema care este? Că au externalizat serviciul la depanero. Și ce urmează? L-am trimis la reparat și am sunat la Polti. Ați mai întâlnit defectul ăsta? Zice, da, probabil vi s-a întrerupt un buton sau ceva. L-am trimis să-mi schimbe, să intervină în el ca să nu desfac eu fierul de călcat. Care fier de călcat era în exterior în stare foarte bună. Talpa bună, mânerul bun, cablul neîntrerupt. Deci exact așa, arăta, arăta ca nou în continuare. Și pot să menționez că nu e chiar un fel de călcat, e o stație de e o stație călcat. E de, de, o stație de călcat, dar nu este una scumpă. La vreo 500 de lei, da. este cu abur, dar are mâneri de plută, talpă uh -huh. groasă de fier și calcă bine. Călca. Și dintr-o dată n n a mai mers butonul. Și l-am trimis la depanarul și ne-a trimis o, o chestie uh -huh. de genul ăsta ca pican, nu știu ce, și prețul de reparație era cât unul nou. Clasic. Uh, și le-am spus să-l dea la reciclat. Și ne-au zis să le trimitem un formular completat prin care renunțăm la produs. Păi da, nu poate să-l păstreze ei de capul lor. Și uh, a trebuit să cumpăr unul nou și la aceiași bani, care pe, uh, aproape aceiași bani, am, am, cred că am dat mai puțin am dat vreo de lei, am luat un Philips care o carcasă integral din plastic, Oare cât o să țină. Până îl Vârf de pe gamă. Jos. Până îl pe jos. Vârf de gamă. Până îl scape pe jos, atât ține. Pentru că ca să știți așa, e o chestie foarte simplă dacă vă ajută la ceva, un fier de călcat ar să aibă o construcție din un plastic gros cu mâner uh -huh. solid din plută, o talpă de fier, dacă te să mențină menține căldura aia constant. Și să ai un rezervor de apă. Știi... să ai un mod în care să evacuezi piatra. Mai sunt niște nu um, știu, tefal, cred că. Mm nu, sau nu-mi dau seama. Erau niște fiare de fiar călcat albe, cu aburi, acum vreo 10-15 ani. Mama are unul din ăla. E tăvălit. Și nu are nimic. Funcționează. La pentru fel că... arăta și asta Doar că i cred că i s-a întrebat un buton, pentru că să nu mergea la, direct la băgat în priză, trebuia să-i dai un nou de fiecare deci, dată. Și de la, un de defect de genul ăsta s-a ajuns să cumperi un nou, da. pentru că la noi nu se repară. De fapt, la noi, în mare parte, la, la toate electronicele mici, nu se repară să înlocuiesc piese. Și asta generează și mai mult deșeuri și ajungem să și poluăm, dar să și ne sugă ăștia banii din buzunare. La fel se întâmplă și la telefoane, de aceea ne vă încurajăm, la primele semne de oboseală, vă v-a mai spus, dați un factory reset al telefonului, faceți curățenie pe el. Eu vă încurajez să vă uitați un pic la sănătatea bateriei, există aplicații care vă arată chestia asta, de foarte multe ori puteți găsi inclusiv în sistemul de operare al telefonului, în ce stare este bateria, uh -huh. și mergeți și faceți o schimbare simplă de baterie. I-am lăudat săptămână, acum vreo două săptămâni, trei pe cei de la Huawei aveau o campanie de schimbare de baterii cu 99 sau cât era de lei. Da, era cu pickup în return, o făceau uh, direct la serviciul și îți luau produsul și ți l aduceau înapoi acasă. Undeva la 100 de lei este o baterie de Samsung, la fel pentru Oppo, pentru majoritatea telefonelor din piață, găsiți baterii destul de ieftine, pentru că prețul lor de plecare e de câțiva dolari din uh, fabrică. Important e să găsești un service care să-ți dezlipească la căldură telefonul, că marea lor majoritate acum sunt lipite, să -ți schimbe bateria și să-l sigileze corect la loc, cu presiune, la temperatura corectă și cu adezivul care trebuie. Da. Există o șansă și aici nu poți să-i învinovățești pentru că și materialele se deteriorează în timp, să nu mai fie chiar atât de etanș la apă, dar ești un pic mai atent după 2-3 de zile după ce ai schimbat bateria să nu te mai paș el în piscină sau la mare. Oricum nu recomand nimănui să se bage cu telefonul în apă, dar deja știți chestia asta. Alte uh, lucruri pe care le-am mai aflat din articolul de pe New York Times? Da, mi o -am să aminte de o chestie că m-am dus săptămânile trecute, m-am tot uitat și anul trecut, m-am uitat după pereche de ghete de piele bune. Dar să arate bine, să fie simple, să fie uh -huh. clasice, mai army style, așa, okay. fără briz brizuri Și am găsit ceva foarte drăguț și m-am entuziasmat. Erau cool, aveau talpă de cauciuc natural, dar erau din plastic. Și îmi plăceau cum arată și mă, mă tot gândesc la aceeași chestie. A Aluzia e foarte bună. Nu prea am mai văzut cizmării. Da. N-am mai văzut oameni care se repare încălțăminte pentru că se întâmplă același lucru. Eu chiar caut un loc unde să repar, niște am niște pantofi, uh, niștea, aia cu ținte, care îmi fac mm -hmm. foarte mult, e de vreo 12 ani. Dacă știți vreun cizmar bun, lăsați un comentariu mai jos. Chiar îl caut, Recomandăm. pentru că vreau să merg acolo și mai caut pe cineva care să facă detailing și curățare, inclusiv de cască de moto, peste iarnă, cred că e un moment bun, să o trimit la curățat, că n aș vrea să au, o arunc, doar că e un Nu, Ne, -ne, -ne de de la cu... Avei vrei uh, șlefuire? Nu, 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 vreau uh, igienizare la partea de interior. Păi pot să o facă ăștia care fac mașini, canapele, scaune, că e practic cu abur. Ok. Nu știu, voi, dacă aveți cască de moto, spuneți-mi, vă rog, cum le întrețineți voi. Uh, și la partea de încălțăminte, cele de piele întoarsă, am cumpărat niște spray-uri astea cu spumă de pe Amazon și le iau și le frec și le curăț, mm -hmm. arată mai bine, dar din nou sunt unele care sunt un pic mai sensibile, uh, au o piele mai fină, niște pantofi de nuntă de da, ocazie. Exact, exact. Aia aș vrea să-i duc undeva la cineva care curăță bine. Dacă știți așadar o cizmărie care repară, dar și curăță bine, cineva care face detailing de așa ceva, sunt tare curios. Chiar vă rog să lăsați un mesaj mai jos. Cred că sunt tare curios la serviciile astea normale. Dacă sunt, nu știu ce mă uit la ceas, mă gândeam numărul de view al, al clipului. Dacă se uită 25.000-30.000 de, mii, 30 de, mii de oameni și există o singură persoană care știe să facă unul din locurile astea, își poate lua clienți pentru un an de zile. Da. Da, serios. Dacă ai răbdare și îți place să faci chestia asta, și de fiecare dată o știm, fiecare dintre noi băieții, când te-a pus să-ți cureți pantofii, răbdare au doar meșteria mai în vârstă. Dar, de, de dar și cei tineri pot avea răbdare. Mie, mie îmi dă o satisfacție deosebită când mi-au luat o casinie aia pe care am și țin de ei de vreo 4-5 ani, mm -hmm. sunt foarte dragi, mai ales la condus, când i-am luat și-am curățat, am, am, am avut o senzație de plăcere. Faza care este că Poate nu este, nu este o meserie pentru mine, că nu mă văd făcând chestia dar sunt sigur că dacă cureți două, trei perechi din alea pe zi, poți să câștigi mai bine ca noi. Ia un... Da, corect. Dacă, dacă e, că e 100 văzut... de lei, să zicem, pentru fiecare detailing de pantofi... Am văzut pe cineva care face o chestie și mm. cred că merită menționați. Mm. Uh, stai, nu detailing, recondiționare. Exact Cineva care face recondiționare? A, ah, cei cu gențile, da, bine. Hai să depășim momentul, Radu. genții, încălțăminte, chestii de genul ăsta. Nu e. sunt foarte multe lansări de tehnologie, dar aș vrea să ne concentrăm pe alea care chiar contează. Uite, are, are site, Prăvălia lui Virgil. Ia uzi. Reparați încălțăminte, piața Matache. Aha, păi, te a, păi trebuie să merg să-l fac o vizită. Ia să merg la el. E cu piele. Da, vreau. Eu zic că se pricepe. Și-a da? un site frumos. Da, are site-ul da, foarte -am fain. găsit. Perfect. Părăvălia lui Virgil, a zis, da? da? Perfect, îl țin mai departe. Hai să vă arătăm un telefon cu cel mai mare senzor de cameră pe care l-ai văzut. În concept. Ah, ok. Not again. Eram sigur că așa faci. Eram sigur. Acum, cred că v-ați prins. E o ocazie bună să mai vorbim despre un superlativ pe un telefon conceptual, așa cum am mai văzut noi că ne-a promis că o să facă Laica. Pe păi a făcut un Lights Phone 1 în 2021. Exact. Dar e 2022 și e vremea pentru un nou. Și avem un, un senzor de Uh, 47,2 47, megapixeli. megapixeli. Ce mos. E un senzor ce Care e diferența între ce și altele? Hai să le uităm oamenilor și o schimb, o diagramă tehnică. Complementary metaloxid Semiconductor. Sunt senzori aceia care se folosesc și în camerele de broadcast, de televiziune, exact. sunt uh, senzorii de calitate superioară pe care îi folosim uh, și acest telefon ar trebui ca pe lângă un senzor foarte mare să aibă și un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, care apropo are și el atât de multă procesare foto direct pe SOC, sistemul on acolo, încât ar putea să se și cu 12 megapixel, dar asta o știm numai noi. Lentile asferice de la micron. Uh, un design care mie sincer nu-mi place, ar fi trebuit să păstreze metal pe spate, mai ales cum arată pe laterală, de să nu aibă antene, o... Radu, antene, da, wireless, chestii. Okay. Uh, fă dungulițele ca la Pixel sau ca la iPhone sau okay. găsește o variantă, dar nu mai pune ta sticlă pe spate după ce l-ai îmbrăcat frumos în aluminiu. Da, corect. Uh, bine, noroc că o să fie husă. Um, și o să fie, uh, o să aibă numele lui Lights Ernest Lights 2, care a revoluționat lumea fotografiei în 1924, el fiind practic uh, inventatorul camerei de 35 de mm. Uh -huh. Și asta ar trebui să stârnească, așa, un pic de nostalgie în inima celor care sunt mai familiari cu Leica și să se ducă să-l cumpere, probabil. <laughs> uh, acestea ce ar fi niște uh, fotografii făcute cu Lights Phone 2 uh -huh. care realist vorbind nu prea îți seamă seama că s-a cu un telefon to tocmai datorită efectului ăla de este și din, datorită lentilei uh -huh. uh, lentila sferică da Lentila sferică și calitatea acelei sticle pe care, pe care au folosit-o, uh, mai ales că ce au folosit ei, uh, aceste sunt pe Sumilux, mi se pare, nu? Da, uh, da, Sumilux. Sumilux și Noctilux pe 50 de milimetri. 19, uh, 19 uh, scuză-mă. Uh, au au a, acest efect pe care îl dau datorită compoziției sticle. Deci este mai mult, este, da, senzorul, dar uh, sunt curios că de procesate sunt, pentru că avem și alb-negru și virate către diferite tipuri de culoare, deci este și un pic de Photoshop acolo. Al negru întotdeauna e procesat pentru că nu poți scoate dintr-un senzor color o fotografie alb-negru decât aplicând niște filtre sau reducând culorile. De acord. O să fie 1590 de dolari și, din păcate, va fi vândut doar în Japonia prin SoftBank. Hmm. Care este una, e una dintre companiile care investește cel mai mult în startup-uri, apropo. Hai să vă mai arătăm o chestie care arată ca un gadget, dar este o tehnologie foarte interesantă despre care v-am mai povestit pe parcursul timpului în diferite forme. Ați auzit de bateriile gravitaționale? Am auzit, am mai discutat acum vreun an și ceva, doi, poate. Uh -huh. Baterie care folosește gravitatea ca să. să Gravitația. Să Gravitația, scuze mă E, e grav că nu m-am exprimat corect. S-a uh, energie. După o noapte de Black Friday, e de înțeles. Yes. Uh, bateriile gravitaționale, practic, stochează energie sub formă de gravitație. Ce înseamnă asta? Că ridicăm o greutate la înălțime și acoborând, acționează un generator. Acum, Poate vi se pare lucru puțin, dar sunt situații în care dacă ai la dispoziție un puț, cum este ăsta, spre exemplu, poți ajunge să stochezi gravitațional până la 10 MW oră. Băi, A foarte mult, e un cartier întreg. Corect. Dar asta înseamnă că trebuie să fie o construcție specială și gaura aia nu este ieftină. Să faci găuri în pământ e o chestie foarte scumpă. Și atunci ori le ridici pe o structură, ori le îngropi în pământ ori pur și simplu te folosești de gravitație și de diferența de nivel pe care le ai deja și faci hidrocentrale, exact. care sunt tot baterii gravitaționale. Că m-a întrebat cineva, am dat pe Twitter zilele trecute, că pe termen mediu și lung vom avea energie atât de ieftină, că o vom putea inclusiv oferi gratuit celor cu venituri reduse. Eu cred că este posibil lucrul ăsta, dar uh, pentru cine sunt bateriile gravitaționale? Uite, spre exemplu, cea pe care o vedeți în poză este de la Gravitricity. Am mai auzit despre ei. Uh -huh și poate interveni acolo unde ai acces la multă energie uh, și uh, este altfel s-ar fi pierdut. Uh, să stochezi energia într o baterie o faci doar dacă ai nevoie de un UPS, de o sursă neîntreruptibilă, adică atunci când nu ai altă sursă de energie sau pentru că pur și simplu energia s-ar fi pierdut. Da? Și în cazul ăsta, eu uite, spre exemplu, uh, într În anumite situații poate fi folosită dacă ai mai multă energie solară, nu o poți băga în rețea, și atunci folosești o pompă sau un uh, cremalier, o chestiune sau o, 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 un troliu care să ridice într-o zi cu soare, și apoi ia uh, uh, coboară la loc atunci când nu ai soare. Pe același principiu, uh, poți folosi foarte multe surse de energie pe care o ai în surplus, mai ales dacă ești în afara rețelei. La marginea ei, uh -huh. și vă mai arată un exemplu de baterie despre care cred că am putea să mai vorbim și altă dată, de la Ember Kinetics. Ember Kinetics e o companie de care probabil ați auzit puțin, i-am și vizitat la un moment dat. Da? Am uh -huh. fost acolo. Am fost acolo. Și uh -huh. și Iar ei stochează astea... energie în titireze. E de un play la asta. La da, nu? Da, Astea pe care scria parcă Enel. Cum? Da. Au un parteneriat și cu Enel, uh -huh. pe America de Sud, mi se pare. Enel este un gigant în România, operațiunile lor sunt sub 2%, cred că din tot ce fac la nivel internațional. Brazilia, Venezuela... Unite, Statele Unite, America de Nord. America. Uh, așadar, acolo unde ai surplus de energie, iată, așa arată un astfel de titirez. Este un titirez mare de metal care e pus într-o conservă în vid și apoi este îngropat în pământ. Și genul ăsta de baterie kinetică, ce face? Învârte titirezul ăla la turații mari, atunci când ai energie și apoi îl decelerează când nu ai altă sursă de energie și descarcă. Știi câtă energie este stocată în alea patru? Mm. Uimește-mă, te... că la casă mi se par extrem 128 mici. de kWh. Și gândește-te că sunt 128 de kWh stocați într-o bucată de fier care nu te decât se învârtă și are o durată de viață aproape nelimitată. Singura chestie care se schimbă o dată la 10 ani este placa de circuite, că îi dai un update de firmware și vei să fii sigur condensatorii aia nu crapă. Dar să gândești totuși la, pentru scara largă, că dacă te gândești la um, cantitatea de energie pe care stochează referitor la suprafața pe care o ocupă, e mai mare decât o baterie. Mult mai mare. Corect, dar costurile de fabricație faptul că nu au nevoie de mentenanță, că nu sunt sensibile la cutremure, sunt extrem de rezistente, sunt 99% reciclabile. Și nu generează vibrații? Nu, nu, nu generează vibrații. Nu le auzi, nu te deranjează, uh, pot fi duse la capătul lumii, acolo unde nu poți instala alte chestii. Sunt uh, foarte versatile. Generază temperaturi foarte ridicate. și nu foarte Nu le interesează partea de temperatură pentru că dilatația sau contracția metalului este minimă, mai ales că sunt îngropate în pământ așa la adâncime de, de îngheț. De, de, sub adâncimea de îngheț. Genul ăsta de, de soluție poate fi uh, viitorul, dar din nou, soluție genul va uh, mai povesti despre ele, există soluții inteligente, bateria de litiu nu este singura soluție, mașina electrică nu este singura soluție ca să devenim independenți din punct de vedere uh, al, uh, al energiei. Da? Și uite, spre exemplu, uh, că flota lor de baterii deja a acumulat 828.000 de ore de funcționare în toată lumea și am văzut un exemplu de astfel de baterii cinetice de ale lor duse inclusiv în pădurea amazoniană. Să ai baterie de genul ăsta, nu? E cam tare. Da, este. La capătul lumii. Și poți să iei energie din orice fel de sursă, oricâtă, pentru că generatorul acela efectiv o să învârtă foarte încet, băcar o să învârte foarte tare și când ajunge la turație nominală, ai acolo 32 de kWh stocați într-un titres care se învârte foarte repede dar fără, cu minimum de frecare dacă îl lași de capul lui, se va opri complet, mi se pare, după șapte zile. Se descarcă energia. Șapte zile. Ca să descarce energia. Ca să descarce energia dacă nu consumi. Dacă o consumi, poți să tragi un maximum de 8 kW. Asta înseamnă că se va, se va, opri în 4 ore. Vei descărca în 4 ore, va ajunge titirezul la viteză 0. Da, și dacă tragi 4 kW, un să de din ăsta îți ajunge 8 pentru, ore. 8 ore pentru vreo 3-4 case pe timp de noapte. Ai văzut? fără atunci, consum major. dacă ai un uh, proiect rezidențial, un bloc sau așa, pui în spatele casei uh, semi-îngropat. Deci ai energie gratis. Da. Iar uh, iarna, noaptea pentru, hai să zicem, trei case. Exact. Și gândește-te că este și o soluție pentru fotovoltaice, este o soluție pentru eolian care să ți echilibreze rețeaua și mai gândește-te la un lucru. Dacă în timpul zilei ai vârfuri și scăderi, tu poți împreună cu bateria asta să bași și să și scoți. Mm -hmm că mm -hmm. o poți folosi așa, iar uh, durata ei, timpului ei de intrare în rețea că e bună mai ales pentru echilibrare care e o chestie foarte am scumpă că mai secund, noi. da, este una dintre cele mai rapide soluții, are viteză de intrare în rețea la fel de bună ca bateriile pe litiu asta înseamnă că este un concurent serios pentru megapacuri pe care le faceți pe exemplu Tesla, care deja sunt profitabile peste tot unde au fost instalate pentru a rezolva problemele de echilibrare a rețelor, echilibrarea rețelor este o mare, mare, mare problemă și e o chestie foarte scumpă. Mind blowing. Din segmentul mind blowing. O să vă mai arăt baterii și alte soluții. Dacă vă pasionează partea asta de energie, de sustenabilitate, apropo, am văzut în perioada asta, nu cred că e are legătură cu Black Friday, dar în China au început să apară la vânzare uh -huh. baterii de mașină la niște prețuri decente. Baterii de Nissan Leaf și de Tesla. Second hand sau. Uh, um... Se hand au puțin folosite. Aha. Și înainte le găseai la 1000 de euro 5, pentru 5 kW în țară, acum sunt 1000 de euro pentru 1 kW, destul de scump la noi, dar în China sunt încă la 1000 de dolari pe 5 kW, pe un pachet de 5 kW. Problema rămâne transportul și apoi partea de vamă, că vor trebui și vămuite și te ul Deci poți să ajungi să îl obții, să zicem, Mă gândesc eu sub 2.000 de euro pentru 5 kW, un sistem de baterii pe litiu, de la mașini dezasamblate, pentru că... Nu știu dacă de... merită. Uh, momentan nu știu. Depinde nu, nu, de, nu de proiect. Dacă ai o casă spun. în vârful muntelui și vrei să ai energie peste noapte și nu ai rețea la îndemână, dar ai fotovoltaice, unde stochezi energia? LiFePO, 4.4 kW, 7.000 de lei. Păi da. Și eu ți-am spus că la mai puțin de atâta, la 5.000 de lei, poți să ai 5 kW, dar nu, în China. Nu ai, în China, dar nu ești în China. Exact. deci, uite, 7500, asta e 48 de volți, 5 kW. Cam asta e prețul lor. Da. Și asta e o baterie completă pe care doar o conectez la invertor. Tare mie că în momentul acesta cei de la Ember Kinetics nu pot livra cât de mare e cererea, că mai ales de când s-au scumpit bateriile pe litiu, cele pe care le fac ei sunt mult mai ieftine. Da. Costul lor era încă de acum 3 ani competitiv cu litiu, dar aminte acum cred că sunt mai ieftine. Think about it. Bun, așadar, am vorbit despre baterii, hai să trecem acum tot la o chestie de energie și să vorbim despre uh, toată problema cu conectorii care se topesc de pe uh, sursele uh, de la Corsair. Uh, și nu numai sursele de la Corsair. Uh, nu, uh, aici e vorba de uh, expertul de la Corsair, uh. Johnny Guru. Așa care discută despre treaba cu cablurile de la Nvidia. Ce am observat însă la um, băiatul pe care -am arăt, colegul nostru de breaslă pe care l-am arătat mai de mult, um, la jz 2 Sense, este că a tăiat un conector de la Nvidia în ultimului clip și a dat seama că firele respective de control, acele 5-6 fire de control, nu erau conectate nicăieri. era un adaptor practic și era normal să nu fie conectate. Și era, era normal să nu fie controlată uh, uh, curentul care intră în placa grafică din sursă, așa. pentru că nu aveau la ce, pentru că alea sunt fire de uh, standard nou de PCI Express. Uh -huh. uh, ce spune Johnny Guru este că ar trebui să fii sigur că ai fiit foarte bine cablu acolo, în conectori, ca să nu se creeze arc electric. O problemă okay. de bază, ca să spun așa, cu toate. Componentele posibile. Am mai văzut situația asta cu conectori topiți la surse, mai ales la conectorii de 4 pin, știi, sursa 20, 20 plus 4. Conectorul ăla de 4 nu nu e tot timpul acolo, stabil, bine băgat în fit, pentru că se detașează de sursă. Okay. Trebuie să ai foarte mare grijă și să le înfigi foarte bine, și ca asta ar rezolva problema. Ce n-am înțeles însă că nu mai discută nimeni despre um, acele 25. 30 de deconectări pe care ți le garantează cablu respectiv. Așa. Și încă nu se știe prea multe despre chestia asta pentru că sunt puțin care și-au comandat GPU-urile noi. Adică 4090 au avut o variantă Titanium pe care voia să o lanseze, au renunțat la ea complet, uh -huh. pentru că pur și simplu nu se cumpără nici 4090 -ul. Nvidia și-a dat un pic peste picioare în momentul ăsta. Au scos o placă grafică scumpă am putea spune, pe de altă parte pe care și-o per și pot permite cei care și-o doresc, dar este mult prea puternică. E mult prea păi pe performanță Există piață pentru așa ceva? Momentan nu. doar Poate deja merg pe principiul ăla, if you build it, they will come. Am ajuns în zona aia de, uh, au scăzut și prețurile între timp și la generația uh -huh. anterioară Generația 3000 este foarte bună și în momentul de față și va fi și peste un an de zile, dacă okay. e încolo, și peste un an jumate. Și asta vine ca, uh, erau Super pasionați ea din categoria 3. Uh -huh. Asta vine un pic deasupra la ea, care erau super pasionați, dar au și foarte mulți bani și foarte mult tip liber și disponibilitate și... Adică nu noi. Exact. Sunt... <coughs> au nișa foarte mică pentru placa asta grafică și nu vor reuși să înlocuiască 3060-ul să scoată de pe piață cum se întâmpla de obicei, știi? Uh -huh. Lumea chiar nu se mai uita la plăcile grafice din generația anterioară și pe de generația nouă. Sugestia lui e Johnny Guru, cea mai bună sugestie este să înfiși foarte bine conectorul și să iei eventual o pastă, um, o, o vaselină dielectrică, vreo 4-5 dolari, o găsești mm -hmm. pe Amazon sau o găsești și pe site-urile de la noi, ca să um, o folosești pe conectorul respectiv. Într-adevăr, e curent foarte mare, 600W dintr-un conector de genul ăsta e mai mult de 3 ori mai mult decât um, primești o placă de bază dintr-un conector de 3 ori mai mare. Geek alert. Deci dacă ați urmărit bucata asta până aici, n-ați dat skip, sunteți din categoria lui Radu. Nu, nu l a mai interesat. De la, la un moment dat, moment dat mă pline mai pierdut. Bun, hai la Apple. Ca hai mai bine la Apple. Interesul. Dacă ați văzut pe thumbnail-ul acestui clip, am pus ca să vă atragem atenția, dar să știți că este pe bune. Cineva, cineva, doi băieți din China au reușit să facă cumva un iPhone pliabil. Stai, ajuns la, la, la bendable? Hai la, hai la la Bendable. Păi ăla, foldable. Îndoit. Da. Numai, ah. că, numai că clipul ăla a dispărut între timp. Yes. I wonder why, I wonder why. Dar unul dintre ele încă mai există. Așadar, ce știm, Radu, despre iPhone-ul V, cum i-au spus băieții care l-au făcut? Cred că fac mișto de noi. Evident că glumesc, dar au luat un telefon uh, defect. Lovit? Și s-au gândit ei cum fac un iPhone mai tare de atât, mai tare, mai flexibil de atât. L-au curbat la propriu, pentru că se poate curba. Într-adevăr, este un uh, ecran uh, OLED care este flexibil. I-au făcut o carcasă, de fapt totuia carcasă și au pus niște balamale, pentru că de, se poate. Uh -huh. Niște balamale de la un alt telefon, uh -huh. pentru că de, se poate. Și au făcut un iPhone care se curbează, slash, pliază. Nu știu ce legătură are pe penele, acolo, că nu am avut răbdare. El <laughs> trola în timp ce lucra. Ah, okay. M-am uitat la clip și era super haios. Și -a, a avut un unboxing acestui telefon spectaculos. Cineva a avut așadar suficient de multă răbdare să ia un iPhone 13? Da, da, au lucrat foarte... foarte da. Lucrat. Fără mânuși. Iată. iPhone V cu balamală de Samsung Galaxy Flip care arată cam așa. Acum, se-și închide, oare, Radu? Păi dacă au pus un display flexibil. Ok. Care probabil nu e de iPhone. Mai știi LG-urile? Curbate? Mm -hmm. de băgat în buzunarul de la spate. G2 Flex? Da. Da, 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 da. Pe vremea aceea știi că cei de la LG ne lăsau să forțăm telefonul să arătăm că rezistă. Mm -hmm. Iată. Ăla a fost primul telefon cu display... Curbat. Curbat, intenționat din fabrică. Da, nu neapărat flexibil. Da. Display-ul de la Flex într adevăr, că vezi că partea de senzori. Ba nu e display-ul de iPhone. Display-ul de iPhone pentru că este OLED și e OLED-ul flexibil. <laughs> După bordul unei mașini așa pare ok. Da. Acum acum este să ai singurul uh, uh, singurul iPhone cu ecran uh, curbat. Și care se și pliază? Interesant. Vorbesc despre tine până și ea din România. Exact. Cum și lasă la volier aici? <laughs> da, oamenii s-au străduit. Sunt de apreciat pentru efortul lor și asta ne arată că până la urmă ar putea să existe așa ceva. Întrebarea este ți ar plăcea un iPhone pliabil. Mie mi se pare o idee foarte bună și cred că ar avea succes, pentru că am văzut deja la Samsung că flipul se vinde foarte bine. Da, și flipul și Foldul, mai ales generațiile A3A, trei, a de da. la ambele modele sunt foarte căutate. Flipul a deschis cumva cutia Pandoralei. Da, în a arătat că un există? telefon poate să arate și să se comporte ca un flagship și să-l poți în doi. Mm -hmm. Să fie mic. Să încapă mai ușor în buzunar, în poșetă, oriunde. Exact, la în primul rând pe doamne. Da. da. Și chiar și pe domni. Am văzut mulți oameni interesați. Mulți băieți interesați de telefonul ăsta. Da. Știi că Apple, apropo, îți... Um, um, strânge foarte multe date de la, chiar și de la um, utilizatorii care dau disable la disable. Nu mă așteptam la, la chestia asta. Analytics altogether. Nu se poate, eu nu cred că se poate întâmpla așa ceva. Așa ceva nu există. Dar el spune că nu te urmărește și că nu face tracking la ceea ce faci pe telefon. Dar ce se întâmplă de fapt, Radu? Păi asta face, face tracking. Ce înseamnă asta? Um, au descoperit niște băieți foarte pricepuți mm. în codul sursă al lui, lui App Store mm -hmm. că informațiile de, de pe telefonul tău cu ce aplicații instalezi și anumite lucruri pe care le faci pe el mai puține într-adevăr decât dacă ar fi opțiunea deschisă, sunt totuși trimise la Apple și probabil se poate ascunde Apple în, sub, cumva sub o umbrelă în care să spună, știi, dar alea nu aplicațiile pe care le strângem noi, le strânge App Store-ul cu alte scopuri Uh -huh. Pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor. Exact. Și, până la urmă, cum e? Păi, cam așa este. Bineînțeles că Apple o să o spună nu. Uite, de exemplu, aplicația Stocks, cele care, care sunt instalate generic pe telefonul tău, așa. care îți trimite și la Apple lista cu stocurile pe care le urmărești. Normal, nu? Se pare nu, nu e normal. Da. De ce? Păi, eu ți-am dat aplicația, eu ți-am vândut telefon, ți-am vândut telefon atenție. Ți-am oferit aplicația asta gratuit să te poți informa și ar să am dreptul la... Păi de da, dar informații legătură cu stocurile alea, cum să zic, faptul că eu vreau să urmăresc stocurile alea și o fac prin aplicația ta, tu mi-ai furnizat gratuit aplicația, dar tu nu mi-ai spus nicăieri. Mă are atenție că dacă folosești aplicația stock, îmi dai la schimb informații despre ce stocuri urmărești tu. Ce acțiuni urmărești tu. Nu? Nu? A, Greșesc? Crezi că se întâmplă diferit într-un exchange Chestia asta de nu să fie explicită, e, implicit ar să fie explicită. Cred deci că se întâmplă diferit într-un exchange de cripto? Crezi că tot ce ai avut tu și ai, ai mișcat prin portofelul ăla n-a ajuns sub formă de informație, undeva la analitice? Bună întrebare! Nu știu. Crezi voi că nu se întâmplă la voi fel ce și, credeți? Și pe um, sistemul bancar, toate informațiile pe care le-ai făcut tu, din toate conturile, plus ceilalți câteva sute sau milioane de utilizatori, okay. ajung la bănci care își construiesc ofertele de uh, finanțare sau de creditare în funcție de ceea ce faci tu. Uh -huh. Ce drăguț din partea lor. It's all about data. Este totul despre date, datele sunt noul petrol, însă chiar și așa insist pe chestia asta. În momentul în care accesăm o aplicație, poate ca să citim și noi mai mult uh, toți termenii și condițiile, dar nu mi amintesc -am că atunci când am deschis aplicația Bursa de pe iPhone... Undeva în uh, termeni și condiții, în cele 30, 45, 145 de pagini, așa, s Să putea să scrie lucrul ăsta undeva. Gesturat. E un băiat pe TikTok care citește termenii și condițiile ca să nu le citești tu și îți, îți analizează anumite, anumite lucruri, îți pune anumite chestii. Ok. Și acum o să-ți folosești mai des VPN-uri. Probabil. Și o să dai Disable Ads și o să dai Reset Advertising ID și Disable Advertising ID, că poți să faci chestia asta pe telefonul tău. Da. Bravo. Aș face chestia asta. Eu zic că meta a dat afară 11.000 de oameni. Am dat asta pe Twitter și a fost bine primită. <laughs> Ce sinistru a fost. Wow! Dar am dat asta pe Twitter și le-a plăcut oamenilor. În uh, din din, uh, din aceeași linie mi-a plăcut tweet-ul lui Elon Musk care a spus că îmi place că oamenii se plâng de Twitter pe Twitter. Și că de când a preluat el Twitter, engagementul și utilizarea Twitter a crescut foarte mult.

Uh, cip ciripesc chestii care să aibă impact Să percuteze undeva Nu spune nimeni nim nu, nu prea vine nimeni pe Twitter să spună Bună dimineața și spor la cafeluță Este Am depășit momentul ăla stăm direct la faza la care Bapea mătii Știi A, nu, sau nu, Păi au plecat De mult de pe Twitter Pentru că la momentul respectiv Nu puteai pune poze cu dimineața și cu cafeluța Exact 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 Băi dar să dai afară 13% din forța ta de muncă uh, Era zi... inevitabil fi din categoria aia că, dacă ne uităm înapoi, era inevitabil. E bine, cred într-adevăr că era inevitabil, uh, pentru că s-au adunat acolo cheltuieli multe uh, și mai trebuie făcut și un pic de curățenie. Sunt echipă foarte mare pe o rețea care nu crește. Da. Și cu bani care se duc în departamente care au nevoie de foarte mulți bani și care trebuie economisiți de undeva, Cum pentru că fi... profiturile nu sunt nu, nu, nu cresc nici ele. Cum ar fi Meta? Cum ar fi partea de, într-adevăr, de virtual? De virtual. Uh -huh. Acum, TikTok-ul reușește să ia și el să fură din audiența lui Facebook, ceea ce nu e neapărat uh, greu. Și o face progresiv de vreo 3 ani de zile, uh -huh. constant. Până și Twitter a început să fure din audiența lui Facebook. Sunt mulți oameni care au deja o vechime destul de mare pe Facebook, cum suntem și noi, de exemplu, 10-12 uh -huh. ani, Corect. și s-au cam plictisit și nu au mai intrat de foarte multă vreme. Corect. Cred că sunt un an și jumătate, doi, la mine cel puțin, la tine, nu știu. N-am mai intrat să mă, să scrolez. Da, da, eu, eu mai trec din când în când pe Facebook ca să văd dacă se postează clipurile noastre de promo astfel încât oamenii să știe că suntem pe YouTube. Ah, ok. Le mulțumesc cu unare celor care comentează pe Facebook. Uh, comentariile voastre ajung în cutia noastră de sugestii și sesizeri pe care o luăm foarte în serios uh, de, de la ușă și o ducem la tomberon Nu. Nici măcar. Nici măcar. E foarte mare cutia aia. <laughs> deci... Încă o dată, pentru cine n-a prins mesajul ăsta, cei care ne trimit sugestii și sesizeri pe Facebook sunt bineveniți acolo. Sugestiile lor ajung fix unde trebuie. Acolo. Rămân pe Facebook. Da. Avem alte canale. Ne ne axăm foarte mult pe Știți unde ne găsiți? Suntem aici. YouTube, da. Suntem exact. aici, ne găsiți și dacă cineva chiar vrea să mă contacteze personal, puteți scrie pe contact@rondbook.ro. Avem date de contact, Alina răspunde. Uh, unele dintre ele ajung și la mine, răspund și eu. Unii oameni îmi află numărul de telefon, le răspund. Le închizi? Uh, nu, nu le închizi, să știi. Doar dacă vorbesc curând sau dacă sună la ciudate, o ciudate, dau bloc. E la fel, recomand la toată lumea. Este o, o, e o abordare mult mai relaxată a vieții. Ok. Dar chiar răspund oamenilor. care e faza asta cu um, fondatorul Oculus care a fost dat afară de Facebook și care a creat un headset de VR care poate omori oamenii în viața reală dacă au murit într-un joc. Când uh, sadistic, pot să fii. Ok, s-a întâmplat treaba asta, am văzut-o într-un film. Așa. Da, de la idee la realizare. Și ți se pare realist? Realist? Nu neapărat realist, dar mi se pare. Mi se pare că a încercat, s-a încercat o glumă. Uh, și hai să zicem că a tras atenția asupra lui. Din păcate, însă, uh, sunt doar împotrivă, mi se pare o prostie sinistră și nu recomand la nimeni. Dacă există așa ceva. Evident. Adică, de-aia de există jocurile, să poți să mori în joc și să dai respawn. Pentru a să trăim, să dăm respawn. Da, exact, cum a zis el la final. Ne vedem în metavers. Corect. <rătări> M-am pus pe gânduri, nu? E, puțin. Puțin. Cât mai avem până ajungem la FTX? <rătări> o lăsăm mai târziu? Hai să vorbim un pic de Space News. da? Hai. Hai, trecem la Space News. Hai. Um, Lansarea pe 16 noiembrie Artemis 1 a -a Așa să spun. <gânt> încă o <înco> lansare <gânt> Deci dacă țineți minte, noi urmărim unde aproape această lansare, care se tot amână din motive de Bine, Urmărim data de lansare mai nou, nu mai urmărim lansarea A mai fost amânată încă o dată din cauza furtunii Nicole, care face ravage în momentul ăsta teoretic, puțin așa, dar aranjat puțin în Florida Deci dacă sunteți curioși, mai așteptăm puțin, mai aștept probabil și clipul Andrei Bala pe tema asta Da. Uh, și și cam atât. Cam atât? Da. Ok, deci lansarea uh, proiectului Artemis către lună seamănă încă o dată. Cele mai vechi uh, rebuturi de planete, le putem spune așa. Așa. Am, am tradus uh, exact ca din topor. Mot, -a -mot. <laughs> Cuvânt cu topor. Din categoria. E rebuturi. Exact. Cele mai vechi rămășițe de planete din galaxie, um, rămășițele sistemului solar distrus acum foarte multă vreme realizate într-o fotografie de fapt, că nu le-a găsit nimeni și le-a adus pe pământ. distrage atenția foarte mult. Uh, N-a găsit nimic. Credeam că o să găsesc care pe care mi-l dorește Black Friday. Bine. Să depășim momentul. Oh, ce drăguț! Mm -hmm. Clem. Ce este Clem? Clem este o scoică. Scoică. Uh... Descoperită vie. Este o fosilă vie. Știi organismele alea de pe Marte care trăiau enorm de multă vreme până uh -huh. când ajungeau din nou într-un în mediu în care să poată să funcționeze și să mănânce? Se numeau no alieni. Hmm? Se numesc aliens. Nu, microorganismele. A, microorganismele. Așa, ok. E un vers de la um, Tom McDonald într-o melodie legată de ele. Așa. Ah. E drăguță. Deci îți place? ce vedeți aici este 400 de o fosilă milioane de ani, care se 400. toată lumea toată lumea credea că a fost deja dispă, a, am pierdută pe parcursul timpului. Păi și am găsit-o acum pe fundul oceanului. Vie. Vie. Deci toată lumea credea a că viat. e moartă de 400 de milioane de ani. Ea era vie pe fundul mării. Ce să vezi? Nimeni nu se aștepta să o găsești vie după 400 de milioane de ani. E ca și cum ai crede că a dispărut ilovanila și dată, pac, apare de după colț. 400 de milioane de ani mai târziu. Ce ai făcut, m Am dus până la Mega. <laughs> Și era închis. Și, da, era închis și m-am întors. <laughs> unde, unde știam eu că era mega, acum era o bază sta spațială de lansare de rachete către Saturn, spre exemplu, știi? Ei, ceva de pe modelul ăsta este cu scoica asta. La fel, avem mari probleme, spre exemplu, cu toate speciile pe care le pierdem. Pierdem cu mare specii foarte multe, dar nu de tot. Și avem și bănci astea de material genetic prin care am putea să traducem la viață o grămadă de animale, mai ales că anul acesta avem cercetări foarte proaspete pe felul în care putem extrage ADN nealterat de specii dispărute. Deci le putem ucide în continuare prin încălzire globală? Că acum avem tehnologia să le reînviem peste 100 de milioane de ani? Și mai vine câte una din asta mică care probabil tot datorită încălzirii globale a revenit și ea la viață, că a fost mutată da. probabil de undeva dintr-un ghețar și a ajuns într-o apă mai călduță Ei. și... Ce să vezi? Eu aștept, totuși, să ajungă la viață acei lupi ferali, cum le zice, lupii aia uriași din Siberia. Să se dezghețe unul, să prindă viață și să alerge, uite, așa, și să se oprească până în Crimea. Ok, am înțeles, da. A zis cineva, Herson și Bakhmut, pe aici? S-a strigat, Herson? Știi care e problema cu lupii ăștia? Care? Că se mulțesc foarte repede. Siberia e mare. Ok. Problema este că ei nu prea atacă de foame oamenii, atacă din, că sunt speriați de ei. Dar eu, n-am recomandat nimănui să atace pe cineva. Eu sunt, eu sunt pacifist. ai ceva cu și polari din Siberia. Cu lupii ferali. Nu, te mai știu vrei feral folosești pe Cum, deci cum se traduce feral wolf? Feral wolf. Bine, dar nu, nu la te referi, nu? Ha? Am ajuns pe aceeași pagină, Da, exact. Dacă se găsește pe Amazon, înseamnă că e adevărat, nu? Deci, dacă e pe Amazon, este adevărat, corect. Ai înțeles ideea? Am înțeles ideea, da. Știu, poște te vrei. Da, vreau niște. Dire Walls. Sunt lupii din. Nu, din Game of Thrones. Vârcolaci, mă, da, ai dreptate. Aia sunt Feral Walls. Te-ai prins. Există lupul ăsta, nu? Cum? Există lupul ăsta. Este o specie foarte rară, canadiană, Așa. de lup uh -huh. și uh, care are viață, o durată de viață destul de scurtă, undeva între 6 și 7 ani, 6-8 ani, ceva de genul ăsta. Da, dacă cât trăiește, este campion? Aia, aia pe care au folosit în, în film. Care film? Uh, Game of Thrones. A, în Game of Thrones? Game of Thrones, da. Ok. Îmi plac. Bravo lor. A -a. Aia sunt niște, niște lupi foarte buni. Bun, hai să vorbim acum despre un subiect cel puțin nesimpatic. Și acum, dacă ai derulat până aici și o să te uiți la ceea ce avem de spus, o să ai o zi un pic mai puțin fericită. Cum, îți sună faptul că am ajuns la nivelul la care trebuie să mutăm țări cu totul? Faceți aminte de, extensia de domeniu .tv? Să aminte când aveam .tv? TV, simplu, nu TV. Da. Da. Ce s-a întâmplat cu insulisa aia? E caută un pic, e vezi, mai există Tuvalu, pentru că Extensia TV, țara anumită Tuvalu, insulele Tuvalu, care au obținut acel nume de domeniu pentru că liste era al lor, l-au vândut mai departe, l-au dat în exploatare unei entități care să-l poată exploata ca să le poată uh, livra venituri astfel încât să poată supraviețui, pentru că deja erau cu apa până la glezne. Asta pe mă, de, nu mai sunt. Uh, mai sunt. Da. Mai există. Dar ea caută. E mult mai mică. Cum? E mult mai mică, nu? Exact. Asta era. Deci Tuvalu uh, scade de, de la o zi la alta și este una dintre țările pe care copiii și nepoții noștri uh, vor citi despre ea din cărțile de istorie. Este... Uite, asta, Bumerangul. Exact. Uh, pentru că arată ca un Bumerang. Da. Este o, o bucată, așadar, de pământ de pe, de pe care mai mult se pleacă. Îmi place, îmi place că pe Wikipedia scrie că se circulă pe partea stângă. Cum? Pe Wikipedia scrie că se circulă pe partea stângă. Au un singur drum. Dar au și o pistă de aeroport ca să poți să Da acolo. Da? Și este foarte îngust tuvalul. Uite, asta este cumva brațul... pe da, că-l văzusem aici. Ăsta e brațul acum mai mulți ani. Mhm. Uh -huh. Și ăsta este același braț stâng acum, cu pista de avion. Exact. exact. S-a cam, mi cam micșorat. Deci Tuvalu este încă una dintre țările în curs de dispariție da. și uh, listei acestea se mai adaugă și țări care uh, sună ceva mai cunoscut de atât. Pentru că mm -hmm. nu doar Tuvalu este pe cale de dispariție, acum ar trebui să fim nevoiți să mutăm cu totul oameni dintr-o țară care se numește Fiji. Ați da. auzit de Fiji? s yes, să am auzit de Fiji și momentan bucket list a multora, deja s-a, pe, pe, primul loc în bucket listul multora, a apărut probabil Fiji, că nu o să mai fie pentru multă vreme. Exact. Pentru că, dintr-o dată, Fiji, o țară din nou insulară, Uh, din cauza schimbărilor climatice și din cauza ridicării nivelului apelor, iată cu poze înainte și după cum a ajuns să arate un loc, altfel binecuvântat de natură, pe uh, care aceeași agricultură, oamenii trăia, trăiau în pace, știți voi povestea aia idilică, e bine da. acum începe să fie un loc de fugă și echilibrul în de comunități se strică foarte repede. Acum suntem în faza în care o parte din populație a fost deja relocată, a fost mutată uh, și este un exemplu de succes despre cum putem să salvăm oameni din care dezastrului, pentru că am făcut noi pe Case Bune la un moment dat, acum vreun an am rugat eu pe colega noastră să facă un material despre um, relocarea voluntară, uh -huh. retragerea voluntară. Ați auzit de conceptul ăsta de retragere uh, climatică? Și voluntar. Climate withdrawal. Da. S-ar putea să fie voluntar în anumite situații, s-ar putea să fie involuntară în alte situații, dar vom fi puși și noi în situația, inclusiv în România, deși părem departe de ocean, unde se ridică nivelul oceanelor, să fie nevoie să facem climate withdrawal, retragere climatică, pentru că nivelul apelor va crește, dar și apele existente vor fluctua mai des. Ceea ce înseamnă că, spre exemplu, Lunca Dunării devine fie... un spațiu interzis da. construcțiilor. Ar trebui să fie. De aceea, dacă vă amintiți, au fost niște inundații istorice la rast în Oltenia, Așa. unde am filmat și eu, spre exemplu, când se aducea președintele Băsescu să-i vadă pe bieții oameni. Bieții oameni primiseră teren gratis sau ieftin de la primărie să-și facă casele în lunca Dunării. Greșit. Care a fost inundată. Care a fost inundată. Și acum, da, apa a fost mică anul ăsta, dar dacă plouă dintr-o dată foarte tare, o să se inunde. Și atunci fluctuațiile acestea foarte mari pun în dificultate foarte multe ecosisteme și suntem în situația în care trebuie să facem această retragere climatică, de aceea vom avea o nouă clasă, de refugiați climatici. Ai noștri. Și ai noștri, dar și străini, care vor fi mutați de colo-colo. Toată lumea din. Mi se pare că mișcarea este de la sud spre nord. Devine și, în primul rând, foarte cald. Corect. Zona tropicală devine imposibil de controlat din cauza precipitațiilor foarte multe. Apoi, temperatura devine atât de puternică încât nu mai pot crește uh -huh. uh, grânele și mâncarea, uh -huh. și lumea se mută spre nord. O să vedem o clasă cumva nouă de, de refugiați, dar și de la noi din țară. Oameni care se vor muta de la sud la nord. Da, uh, pentru că vom avea de certificare și așa mai departe. Și majoritatea oamenilor nu vor să se mute o distanță foarte mare, deci vor ajunge probabil. În apropierea de București, în zona de sud. Nu, nu vor în... merge circula până în Transilvania. Să zicem. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, este încă de vreme. Deocamdată, însă, avem exemple din străinătate. Vă încurajăm să vedeți acest reportaj lung și foarte, foarte bine făcut al celor de la TheGuardian.com. Guardian.com. E cu text și cu poze, deci nu e video, în care se vorbește despre o poveste parțială de succes, ce înseamnă mutarea, în acordul comunității și cu guvernul dar și unde lucrurile pot să meargă greșit, pentru că nu peste tot ne iese bine. Să muți oameni de colo-colo nu este lucru simplu, pentru că nu muți pur și simplu obiecte, muți oameni. Și oamenii au probleme, au vieți, au chestii complicate. Atașamente foarte mari față de locul unde s-au născut și au, au trăit. Exact. Ăla este cel mai greu lucru de, de schimbat. Exact. Într-o chestie de genul ăsta. Exact. Și reticența unui om de a se muta, este o dovadă clară și la orici, în orice altă situație în care au fost inundat și la noi în țară, de exemplu. Uh -huh. Oamenii nu vor să se miște de acolo. Vor, vor face orice posibil doar să nu plece. Singurul lucru pe care trebuie să-l luăm în calcul pentru chestia asta este că oamenii vor, pe măsură ce avansează în vârstă și, și la noi crește vârsta, oamenii vor deveni mai, mult mai puțin flexibili la așa ceva și va trebui să facem lucrurile astea din timp, pentru că atunci când problemele vor veni, nu vor veni ușor, nu vor veni puține, vor veni multe deodată. Și cu cât ne luăm măsuri mai de prevedere mai devreme, putem ajuta mai mulți. Dar sunt sigur că la Ministerul Mediului există un plan de acțiune pentru toate lucrurile astea. Așa că mai bine să nu-i ținem din treabă. Hai să mergem la știri din domeniul auto, dacă nu vă ajung cele de Black Friday. Volkswagen și Audi, cam aceeași companie mamă, recheamă pentru probleme de service 230.000 de, de vehicule. Și e vorba despre sistemele TPMS și camerele de spate. Acum n-ar să fie mare lucru, monitorizarea presiunii în roți, nu? Și camera de spate. De ce chemăm totuși 230.000 de, de autovehicule? Uf. Oh că e mai simplu să le chem pe toate decât să-ți înfrunți câteva zeci de procese. Pentru că s-a dezumflat roata, n-a prins frâna, s-a răsturnat exact. mașina. Exact. Știi că mai există o problemă la mașinile electrice. Nu sunt sigur că e doar la un singur brand, tocmai de aceea nu o să-l menționez. Probabil este un grup uh -huh. în care uh, mașina la anumite viteze, uh, pur și simplu două, o secundă, două, își pierde absolut orice uh, formă de energie și își face un restart rapid mai veni. Fără accelerație, fără frâne, fără nimic. Sunt situații care se întâmplă din cauza invertorului din mașină. Asta e foarte periculos. Yes. Hai să vedem modelele care sunt afectate de, de problema de software al TPMS-ului. Și avem așa: Tiguanul din 2019, cred că este versiunea de Statele Unite, Golf da. track, Golf Air, Golf Sport Audi Q3, Audi A3 Cabrio, 2019-2020, Golful, Golful GTI ETA. Dacă mai avem așa ceva pe aici, și Audi A3, 2020-2021, Volkswagen Atlas Crossport nu l-avem în Europa. Da, și Atlas în 2021. <coughs> Dar Atlasul vă e pe lista de 3 ani de zile. Mare atenție, însă că în 2021 modelele afectate 2021-2022 este de la Audi A6 Allroad, A8 și eTron. Opa. Iar și... recent am avut un accident foarte nasol cu un eTron GTS cu care un cineva care a făcut un test drive și cu el pe câmp. Uh. Da, 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 o mașină nouă sunt în Polonia. Cred că dacă dai cu Etron Poland Crash, putem să-l arătăm foarte repede. În 2022, însă, lista este interminabilă. Țineți-vă bine. Avem așa: Audi A3, A4, A4 Allroad, da, A5 coupe și cabriolet, A6, A7, Etron GT, Q3, Q7, Q8, RS Q8, RS 6, RS 7, S3, S4, S5 coupe și cabrio, S6, S8, adică SQ7, SQ8. Aproape toate modelele Audi sunt afectate de acest recall. Dacă ai un Audi recent, din 2022, dacă ți s-a livrat anul ăsta mașina, ai putea să te interesezi de chestia asta. Da, cineva cred că a făcut o greșeală maximă când a acceptat chip un pic mai ieftine, doar ca să le primească. Probabil. Da. În cazul acesta cu accidentul din Polonia, s-a fost vorba de efectiv de un utilizator neatent. Da, din păcate. Da. Nu cunoști, nu au cunosc probabil capabilitățile mașinii, Evident. și ploa. Da. un drum de munte, o curbă și a ieșit în decor. Mașinile electrice sunt mai controlabile pentru că se poate modula mult mai bine puterea și frânarea și tot controlul tracțiunii. Cu toate astea, între tine și planetă, sunt patru petice. Și tocmai a plouat. Și tocmai de aceea, dacă te ajută la ceva, recomandarea noastră este să fii atent pentru că ploaia care în sfârșit a venit vine pe niște drumuri prăfuite, apa cu praful împreună creează mâzgă iar anvelopele de vară pe mâzgă la temperaturi sub 10 grade sunt ca pe polei. Da. Mai rău decât pe polei. Iați petice de calitate, încearcă să nu ți te duci petice? la cele mai ieftine petice, ca cu cauciucuri. A, gume. <laughs> gume, de calitate, nu te doar cele mai ieftine și dacă nu, nu, te sperie neapărat faptul că nu o să ai aderență atât de bună, gândește-te un pic că o pereche de cauciucuri de calitate o să-ți facă mașina mult mai silențioasă. O să zici că e mașină nouă. Exact. Hai să mai vorbim rapid despre Renault, care a anunțat un parteneriat cu Gili, săptămâna asta, inclusiv ca să facă mașini, inclusiv în România. Am văzut o variantă, sper că nu greșesc, de Duster cu față de Mitsubishi, de se pare că o să le, vândă, o să le dea acces la platformă cel la Mitsubishi. Este am adevărată? Am văzut ceva se confirmă? ciudat, nou, cu număr probe, întoarcem întoarcerea înspre Brașov, n-am prins-o din urmă pentru că mergea foarte repede. Și n-au luat pe autostradă. Și eu nu puteam să merg atât de repede pe DN1. ok. Dar Renault în continuare pariază pe motoarele pe benzină, deși are parteneriate pentru a face mașini electrice și va face, împreună cu chinezii, o fabrică concentrată pe automobile electrice în Franța. Are succes destul de mare cu Zoe și cu Meganul Etech, corect, care sunt mașini foarte bune, dar până la urmă trebuie să. Probabil mentalitatea lor este că trebuie să susțină cumva aceste investiții din banii din mașinile pe benzină, care oricum se vând și produc la, la rândul lor alți bani din serviciu. Așadar, Renault rămâne uh, o companie realistă și investește în continuare pe partea asta de benzină, ceea ce este normal. Ce nu înțeleg eu însă este de ce oare companiile germane aduc modelele de top în România în 2022, mm. mai ales cu motoare diesel? Mm. Oare pentru că acolo nu mai sunt binevenite? Și oare le spun clienților că dacă vor livrare în 2022 la fabrică n-au decât motoare diesel, oare aberez eu? Oare drumurile sunt mai proaste oare? în România, se strică mai repede? Oare? Oare? Paranoia? Uh, oare s-a apropiat motoria din nou de 2 euro în România? Oare? Nu știu cât mai mult. 9 lei aproape. 9 lei mai scumpă decât benzina premium. Uh, de mai multă vreme deja. Bun, așadar cam asta este partea de industria auto, însă dacă vreți mai avem o știre pentru voi, drăguță, ceva care să vă ungă la suflet, un Porsche 911 în versiune Dakar uh, și a fost testat. Păi, spectaculoase chestiile astea. Mi se pare genial mașina. De I love pare. It. și 911 și mai sunt uh, băieți care fac pe, uh, nu pe Macan, pe Cayenne. Și, și acum am o întrebare pentru voi. Ieri. Dacă Porsche poate să facă un 911 de Dakar, de ce ți tu SUV pentru oraș? De ce ți-ai luat SUV pentru oraș dacă poate exista care, așa ceva? Care erau? Golfurile alea, care erau uh, cumva echipate și mult mai înalte? Ol track Așa? Da? Gândiți-vă la chestia asta, că SUV-urile, mașinile în formă de SUV sunt făcute efectiv să vă sugă de bani. Apropo de chestia asta, de când uh, conduc mai recent, uh, mă, ce mișto e poziția la volan și, și stabilitatea mașinii unde stai da. cu fundul aproape pe podea. Wow. Exact. Wow. Exact. Și nu ți se mai face rău în curbe Și chestii de-astea exact. Care se întâmplă de altfel într-un SUV Hai să vă dau rapid Niște ponturi și website-uri uh, Foarte cool mm. Primul este Screenshot Guru Care poate să-ți facă Niște Screenshot-uri foarte bune De pe orice site vrei tu Cum ar fi de exemplu Cavaleria.ro Și dau screen capture și pac fără să instalezi extensii, fără să îți bați capul cu programele sau cu alte comenzi. Uh -huh. Asta dacă nu ai internet pe avion și vrei să vezi site-urile, nu? Capturate. Tare. Tare. Și Tare. poți să dai asta și cu un feed de Insta sau de Twitter? Da, dar îți dai seama că Insta. Acolo, acolo sunt alte apiuri. uri Da. Da, putem. Ok. Următorul este. Uh, site-ul nostru preferat? Atunci când nu știi ceva, îl tastezi în site-ul ăsta. De exemplu, cât costă benzina? Lămăgătufui este site-ul meu preferat de peste 10 ani. Short and Link. Când mă întreabă cineva ceva, îi spun Lămăgătufui Și vă încurajez pe voi să faceți chestia asta pentru cei care nu știu să folosească Google-ul și le arată efectiv. Cum să facă chestia asta, le a face o animație despre cum se dea un Google. Exact. Deci, există o aplicație care se dea un Google pentru tine. Despre asta este vorba, lmgtfi.app N-am apucat să mă joc cu ea, dar uh, mă tentează atât de tare pentru că au văzut niște demo-uri foarte mișto despre Figma. Mm. Uh, partea de idei de sketch, de organizare, e practic un fel de carnețel online. Așa. Mai. Uh, Uh, nu neapărat mai creativ, mai ușor de înțeles decât Trello. Ok. Organizare de multe lucruri, uh, noturi, postituri. Uh, dacă ai, dacă ai pasiunea de a desena pe un carnețel sau consumi o agendă o dată la două luni de zile, s-ar să-ți placă mai mult figma. Începe Pe telefon, pe tabletă, pe ce vrei tu. Dacă ai un task screen, iarăși bonus. Uh, partea de organizare pentru uh, postări, pentru fotografii, poți să adaugi ce vrei acolo înăuntru. E un okay. sketchbook pe care adaugi multe chestii. Uh, următorul site este DuckDuckGo. Ați, ați auzit de DuckDuckGo. Dacă încă nu ați auzit de DuckDuckGo, rămâne în continuare recomandarea noastră dacă vreți să dați căutări fără cookie-uri. Și ce îmi place foarte mult, că, de exemplu, uite, primești o grămadă de mesaje cu de la curieri, că trebuie să diveze coletul sau intri acolo, nu știu ce, îți trimit un link. Eu folosesc DuckDuckGo pe telefon pentru orice aplicație care îmi deschide un site. Uhum. poți fi TikTok, Instagram, orice social media, mai sunt unele sketchy. Aruncându-le în DuckDuckGo, unde nu sunt logat, n-am niciun cont, nu salvează cookie-urile, sunt mult mai în siguranță decât dacă le-aș deschide în Chrome. Ok. Uh, deci și partea de securitate. Iar ultimul este Arts, Arts and Culture uh, de la Google, pe care vi l-am mai recomandat pe parcursul anilor și revenim la el, pentru că este mai complet și mai complex ca niciodată. Uh, dacă intrați pe linkul artsandculture.google.com slash partner, veți vedea toate colecțiile și hai să vă zic doar câteva din muzeele pe care le puteți vizita gratuit de pe Google. MoMA, Muzeul d'Orsay, Van Gogh, Museum din Amsterdam, Galeriile Ofiții din Florența, um, National Gallery of Art de la Washington, MoMA, apropo, din New York mm -hmm. și Muzeul d'Orsay din Paris, da? Am uitat să zic mai devreme. Art Institute of Chicago, The Met, Rix Museum, Uh, o mulțime, o mulțime de muzee interesante și mai sunt câteva zece aici, că nu o să mai continui cu ele. NASA, se din NASA. Și din câte știu avem chiar și din România, dacă nu greșesc. Nice photo collection. Da, avem. Ia să vedem, Poți să navighezi pe hartă și să vezi că, uite, din România, spre exemplu, ai la dispoziție colecții din câte, câte, câte? Cel puțin nouă muzee din București. Două din Sibiu și cam atât. Uite, spre exemplu, sunt câteva chestii de la TVR. Muzeul Național, Național, Național Român, Al Țăranului Român, Uniunea Arhitecților, sunt câteva. Palatul Parlamentului, Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Național de Artă, nu-l văd aici. Nu, nu este. Menarul și Menaceu nu sunt. Dar sunt câteva colecții și din țara noastră. Oricum, sunt tot mai multe muzee care intră aici. Și care este șmecheria? Odată ce dai, click pe unul dintre muzee. Uite, mă duc pe exemplu, pe muzeul d'Orsay, da? Uh, și mă duc pe autoportretul acesta celebru al lui Van Gogh. Uh, poți să dau click pe lupă și o să vezi că în momentul în care se schide mare, este de doar 1%. Și apoi începi să dai scroll și mai dai încă o dată scroll și când ajungi la 100%, poți să vezi aceste opere de artă mult mai clar și mai de aproape decât dacă ai fi lângă ele. E ca și cum ai fi lângă ele cu lupa. Ce mi-arăți? Încerc să ajung la o fotografie ca să nu caut pe la pe care l-ai găsit acolo. Uiteci. Este o poză. Ea, nu, asta e doar o galerie. Mergem la anumite tablouri, la tablourile mari, celebre, care au scanuri foarte performante. Uh -huh. Trebuie să mama, nu? Uh, nu, eram pe Muzeul d'Orsay. Sunt 155 de lucrări de la Muzeul Orse care sunt. Uh... Fotografia așa. Nu aveai cum să vezi în cărți, acum multă vreme. Încă mă fascinează, cât de multă informație interesantă pe care o aveam la un moment dat și când eram noi mici. O găsești acum atât de detaliată și de bine explicată și de. Nu? Da. Atunci știi că există niște tablouri vechi, dar nu puteai să iei pe internet să vezi un tablou vechi. Uh -huh. Să vezi cum arată, cum e desenat. Exact. Foarte interesant, așadar vă încurajăm să vedeți și niște artă în weekendul ăsta, dacă aveți timp și răbdare. Este gratuită, fără bile de intrare, folosiți-o cât vreți. Repede câteva ponturi de jocuri, Radu. Uh, trei ponturi de jocuri am pentru tine și după aia mergem la știrea care îți place ție cel mai mult. Este uh. Yakuza Like a Dragon. M-am jucat pe PlayStation 4. E fain. E un joculeț fain. E, e funky, este ciudat, e funny de multe ori. Îți recomand, poți să-l încerci. Mai avem Sid Meier's Civilization 6, pe care tocmai l-am luat pentru că e la 6 euro, uh -huh. de la 60, vreo uh la -huh. 90%. Asta este varianta pe Steam. Și mai avem K K Kentucky Route Zero, varianta de PC, pe care nu l-am încercat, dar trailerul m-a lăsat cu gura căscată. Este simplu, jocul, tu ești un curier cu un cățel care vrea să livreze ceva și de acolo povestea că devine mult mai complexă. Okay. Îmi place cum e desenat. E atât de simplu desenat, n-ai nevoie de grafică specială, de plăci grafice dedicate pentru el, poți să joci pe absolut orice și e frumos, e curat, e elegant. Uh -huh. Cam atât. Hai să mergem la crypto, pentru că e acolo o știre uh, interesantă. Avem și un clip de YouTube pe care ne explică mai detaliat ce s-a întâmplat. Andrei Brătucu a făcut un clip în care a încercat să explice ce s-a întâmplat cu FTX. Uh, pentru că, dacă probabil ați fost pe internet sau sunteți în cripto zilele astea, este o știre imposibil de ignorat. Este și știrea care a generat uh, apro o, ap aproape o lichidare a stocului la noi de, uh, de legere, uh -huh. de portofele electronice. Uh, nu ne bucurăm în mod special ce s-a întâmplat, dar asta ne reamintește încă o dată că inclusiv proiectele mari, din top 10, top 10 într-un bear market, s-ar putea să fie curățate. Pentru că dacă partea fundamentală a proiectului nu este în regulă, s-ar să avem probleme. Și mă pregăteam... Că interesul unora dintre investitori este altul decât uh, cel care era la început. Exact. La început, o începutul săptămânii mă gândeam eu cum o să vă povestesc ce am făcut eu la Paris, la Elrond. avem o grămadă de clipuri bune de acolo, par deja din secolul trecut, la cât de multe chestii s-au întâmplat în doar o săptămână. Acum o săptămână eram împreună cu Andrei Brătucu la Paris, unde Elrond devenea multivers X fără E între S și X uh, și apărau o mulțime de aplicații interesante și o chestii, chestii, foarte utile. A făcut și un mic raliu moneda, nu exagerat, e goldul, dar după aceea au venit uh, veștile care au trântit inclusiv Bitcoinul la minimul din acest an, cred că e minimul de vreo câțiva ani încoace, am văzut la un moment dat 15.800, ceva de felul ăsta? 15.400. Chiar pe anumite exchange-uri a coborât atât de jos. Așadar, o prăbușire puternică, dar încă nu e o catastrofă. A fost catastrofă însă pentru cel puțin două monede, pentru FTT și pentru Solana, pentru Sol. Și de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că exchange-ul FTX a fost prins pe picior greșit de chiar de cei de la Binance, care cu jumătate de gură, așa au spus ei că ar fi niște probleme acolo, au, 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 plecat mai dinainte de asta încă vreo 2-3 influenceri care au spus niște chestii în legătură cu FTX că nu ar avea lichiditatea în regulă și toate lucrurile astea dintr-o dată s-au transformat într-un bank run. Ați văzut este un bank run? Este atunci când, dintr-o dată, vin toți utilizatorii și îți cer banii deodată. La o bancă, chestia asta bagă banca în faliment instantaneu pentru că băncile nu au lichiditate decât pentru de vreo 10% din solicitările de retragere pe loc. Cu toate astea, nu ne mergem toți să lichidăm banii din bănci, deși știm că nu ne pot da la toți cash-ul. Da. Ce s-a întâmplat însă cu FTX este să s-a creat acest food fear, uncertainty and doubt bazat pe niște socoteli proaste din interiorul lor, pe o comunicare proastă și pe această competiție cerbă la vârf între ei și alte câteva entități, mai ales Binance în cazul ăsta. Acum, nu e vorba de FTX US, care nu e afectată de chestia asta, da. ci de partea internațională, unde inclusiv câțiva români au uh, lichiditate blocată în momentul ăsta. Oamenii au venit dintr-o dată că s-au speriat și au început să-și ceară fondurile, i-au pus în dificultate, au avut ei o tentativă de a face un deal cu Binance. Binance a zis că o să-i ajute, după care s-a răzgândit că ar fi găsit chestii în neregul acolo și cine câștigă într-o chestia asta... Probabil Binance, habar nu am. Cine pierde însă, am pierdut Unu cu singur. toții. Unul singur câștigă și toți pierd. Și am pierdut cu toții, așadar au dispărut din piață sute de miliarde. O să mai vorbim despre tot contextul și toate detaliile în crypto vineri, într o zi de luni, adică luni, împreună cu Andrei Brătucu, dar uh, rezumatul lui Andrei de pe canalul Criptovineri mi se pare foarte util și ceva mai detaliat. Uh, este încă o lecție de învățat. Încă o dată, cum zice și Andrei, not your keys, not your crypto. Yeah. Puneți-vă fondurile în siguranță și de aceea insistăm noi pentru acele criptodoți înainte să vă luați ledger de pe GB.ro. Documentați-vă și dacă aveți fonduri importante pentru voi, țineți-le în siguranță. Mai mult de atât, nu cred că e cazul să vă zic, puteți să vă luați record de genul ăsta dacă vreți de pe GBRO, luați-vă beculețe cât avem pe stoc, luați-vă legere, luați-vă ce aveți voi nevoie, cheltuiți cu cumpătare în acest weekend de, Black Friday, bucurați-vă de cei dragi din jurul vostru și bucurați-vă că a plouat. E prima dată când a plouat, după foarte multă vreme, ar trebui să plouă așa două luni fără întrerupere, doar ca să ajungem la o oarecare normalitate. Nu o să se întâmple, bucurați-vă de ploaie. Dacă aveți inimă, bucurați-vă pe, bu rugați-vă pentru ploaie, bucurați-vă de ploaie, ieșiți și scoateți limba la ploaie că așa ceva mai rar pe la noi. Și se va curăța și aerul și vom respira cu toții mai bine, că vă arătam în live-ul de uh, Black Friday cât de poluat este aerul din oraș. Umilitate, da, Ai nevoie de ea. Ok. Cam atât, nu? Cam atât, cam atât. Mulțumesc lui Radu, mulțumesc, mulțumesc lui Vlad Lovan, care ne-a ajutat și el cu lista, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Dați-ne cu like, cu share și cu subscribe. Și până data viitoare, să vă fie numai bine.